يوز يلا. لوبي وي يوز Salutare, salutare! Ce face fetele? Ce face fetele? Jos țâțele! Haide jos țâțele! Se aude? M-auziți, boșilor? Imediat intrăm în remix. Două secunde, o să intrăm cu un mare pack opening de zile mari, fraților. O să discutăm un pic și despre meciul dintre Conor și Cowboy-ul și continuăm imediat. Pauză de masă. Băi, bagabonților, băi, ce ziceți, bă, bagabonților? Băi, bagabonților, băi, ce faceți, mă, bagabonților? Hai, vă salut, nu uitați să dați și voi repede un like, un subscribe și să înceapă treaba bună. Bine, frate. Treabă bună, frate, trebuie să facem treabă bună. Giovanni Giovinco, îți opresc muzica, boss. Audă și băieții frumos când deschidem pachetele. Stai așa, băi, Giovanni. Deci, vezi că îți opresc sunetul, muzica în meniu. Tot dai tu după aia, meniu music. Salut Kenzor, salut Gili, salut Daniel, Giovanni, hai da. Știi găguță, hă? Ce ziceți, mă, înainte de toate, băi... Acum ar trebui să vorbesc doar cu cei care au habar despre ce vorbim. Cine credeți că va câștiga meciul dintre Conor și Cowboy, băieți? Salut, Alexandru! Salut, frate! Sper să ai bulanță de ăla, frate! Ce, mă, doar 10 pachete? Băi, ai zis că avem 40, mă, Giovanni. Ce ai făcut? Le-ai deschis? Le-ai deschis, frate? Mamă, ce bagabont ești! Avem 10, dar văd că-s de-alea serioase. Pachete de-alea serioase. Gili merge pe Cowboy-ul. Bă, Cowboy-ul, teoretic, haideți să o luăm așa. Vreau să arăt și niște imagini din match, dar mă gândesc să nu-mi iau un copyright ceva. Dacă pun niște imagini din meciuri. Cowboy-ul, teoretic, e mai bun pe jos. Iar Conor e mai bun în stand-up. Dar ați văzut ce s-a întâmplat și cu Khabib? Din moment ce ești mai bun pe jos, e posibil să pierzi. Conor arată bine în formă mare, ce-i drept. Dacă vă uitați la fizicul lui, e forță, n-a mai fost de mult așa, e chiar masiv. Da, o să fie un meci interesant, ce pot să zic, care avantajul înălțimii Cowboy-ul.
Dar rămâne de văzut. Te salut, Dodel. Ce zici, mă? Și eu tot cu Conor, zice și Kenzer. Băi, eu sincer aș merge cu Conor. Cu Conor aș merge, mă gândesc la un knockout. Sincer, mă gândesc la un knockout pentru care ciocanele alea puternice. Salut, salut, baftă, mersi Mihai. Conor, părerea mea, e și mai motivat plus formă fizică. Asta zic și eu, dar într-o formă fizică n-am mai fost de mult așa în formă fizică. Arată bine contul, mai ales urcă mult pentru că acel... Da, Zidane ăla... Ai avut bulan la... l-ai luat la Bezaico, nu? Da, clar, e motivat maxim, Conor. Bă, până una alta, haideți să dăm și noi un like. Share am dat. Și un subscribe. Nu știu câți dintre voi aveți habar despre UFC. Dacă vreți, putem să vorbim, să dezbatem un pic subiectul ăsta. Sau mai bine zis, ce luptător vă place cel mai mult din UFC sau din, nu știu, din K1 sau așa mai departe, nu știu. Bro, ce spui, mai merge Aguero gol cu Hunter? Da, mă, încă merge. Încă pot să joci. Am văzut lumea care joacă cu el și încă își face treaba. E destul de ok. Vine Hulk din Iran și îi bate pe amândoi. Nu, e mă, că e borhot ăla. N-are nicio treabă. Stai liniștit că e doar mare. Dacă ești mare, nu înseamnă că ești bun și pe pum. Și eu am crezut că îmi pică Zidane la base și când colo troll Pireu, ți-a dat direct Pires, ăla e Pires, ăla e cel mai slab icon din tot jocul. Ne ardem în tricor cu UFC. Ce să faci, mă, trebuie să fii în pas cu moda. Pas cu moda, frate. M-am ruinat aseară de la 5 la 6-4. Eu am 7 cu 4, boss, deci suntem top acolo amândoi. Pe ce program poți să vezi meciul sau cum te uiți la meci? Pe exact cum a fost și meciul trecut dintre... Ultima dată când am vorbit despre un meci din ăsta de... Am vorbit despre meciul cu Badr Hari și a fost transmis pe online. Îl găsești pe net. O să-l găsești mai greu, dar de găsit îl găsești. Dacă fac rost de link, o să vă pun eu pe Discord. Dar meciul oricum o să fie dimineața, deci cel mai probabil nu cred că o să stau până la 4-5 dimineața, nu știu exact la cât e meciul, dar o să mă uit în reluare. Eu am un site pe care mă uit, MMA liniuță core, așa se numește. O, te salut Florin. Ce zici, mă, Florin? Hai că am primit pachet de la ei și... Da, ce pachet ai primit? Nu cred că mi-a dat niciun pachet. Vă dă cu pachete de-astea gratis? Salut, Nutella. Premium Electrum. Dezai Crespo lui, așa? Cât de cât? Cât de cât, așa? Crespo ăla e pilaf? Gerard pilaf? Salut, Codatule. Salut, multă baftă. Ultimate update e jale, da. Nu mai pun bază, am 7 cu 4 deja, nu vreau să mă mai enervez. Astăzi o să facem un mic pack opening acum de început, suntem pe contul lui Giovanni Becali. Unul e băbășinosul, unul e bășinosul. Și ce să zic, pentru cei care vreți să vedeți meciul dimineață, dar cel mai probabil o să-l vedem mâine, meciul ăsta între Conor și Cowboy. Eu îl iau pe Conor și cam atât și cu meciul ăsta. Hai să începem să deschidem pachetele și după care o să ne băgăm direct la Weekend League. Așa, avem pachetele aici la Giovanni. La Giovanni! Am primit Ultimate Pack? Ți-au dat ăștia Ultimate Pack? Nice, marf. Mișto. Foarte tare. Hai să facem și noi, băieți, 40 de like-uri. Suntem 50 de oameni și avem doar 19 like-uri. Rușinic. Hai că suntem forți azi. Te salut, Watermelt. Îl salut, Cristian Ion. Succes, bro, la gol 3. Succes lui Giovanni. Bro, nu știu cât iese, nici nu mă mai interesează că iese G2, că iese G1, n-am făcut niciodată G3 la FIFA 20. Cum se pare update-ul? Mi se pare nasolul de tot. Păi, bunicu, dar a intrat cred că și ieri și alaltă pe live și ți-am zis de când au băgat update-ul că e mai prost jocul. Eu v-am zis mereu. Asta e părerea mea, frate, e mai prost jocul. Șuturile la distanță se duc în păpușoi? Nu-mi place. În afară de șuturile de la... Din care o se duc mai bine. McGregor câștigă Soto, oricum vorbesc banii pentru Cowboy. Cred că e și aranjament meciul Devlin. Cred că meciul e și aranjament. De ce? Pentru că Conor are nevoie de un meci în picioare și are nevoie de un meci câștigat și probabil următorul meci va fi un meci împotriva lui Khabib, să-și ia revanșa între ghilimele, pentru că oricum nu o să-l bată niciodată pe Khabib. Dar ăsta cred că e un meci aranjat, așa văd eu lucrurile, adică tot pentru entertainment, pentru bănuți, are nevoie de un meci în picioare câștigat și după aia o să-l urce, o să-l umfle un pic
pe Conor și o să-l bage, domne, haide să-i dăm revanșa cu Habib, știi? Tot pentru bonus, pentru că meciul dintre Habib și cu Conor a fost printre cel mai mediatizat. Eu am dat primul like live, bro. Mersi mult, Florin, respect. Te respect, bro, și multă sănătate îți doresc la familie. Bro, nu știu ce are Ken, dar acum primitul 50 formați. Bă, am observat și eu că e o problemă de când cu update-ul nu mai... E stamina, mă. Ați văzut că se duce mai repede stamina de când cu update-ul? Da, parcă nu te mai ține așa mult. Am făcut și GT așa și tot mi-a dat nimic jocul. Nici mie nu mi-a dat nimic, Dan. Au dat pachete Moca, așa am înțeles, n-am intrat încă la mine pe cont. Uite, eu, după ce deschid la Giovanni, o să intru la mine pe cont și vă zic dacă îmi dă sau nu. E din ce în ce, da. Salut, frate, salut, Burn. Salut, Gabriel. Când e meciul? Mâine dimineață. Oh, salut, salut, Sergiu. Ce zici, mă? Sergiu, YouTuber, care face Fortnite. Nici n-ar trebui să te mai bag în seamă că tu joci Fortnite. Ca să aibă rematch cu Khabib, trebuie să câștige Khabib versus Tony, ceea ce e greu. E singurul care poate să-i pună probleme lui Khabib, dar eu zic că o să câștige Khabib. Asta e părerea mea. Adică eu, dintre ăștia doi, întotdeauna o să merg pe Khabib, cu toate că e greu meci, îmi place și Tony Ferguson. Oricum e peste Cowboy. Nu neapărat, nu neapărat. Să știi că e bun și Cowboy și mai ales pe jos e mai bun decât Conor. Conor e foarte bun în stand-up, are ciocanele alea când dă. Dar dacă v-ați uitat pe Twitch... Păi eu nu m-am uitat, mă, pe Twitch. Te joci ca fetițele, mă. Te joci, Sergiule, ca fetițele. Hai să construim, ți-ai luat și o fetiță de aia, Sergiu. Ia zi, mă, cum e, ți-ai luat o fetiță de aia să construiești pe acolo? Te-am văzut eu acolo la Fortnite-ul ăla. Ești nebun, Fortnite e 10 plus. Cum primești pachetele? Nu știu, frate, nu mă interesează. Dacă îmi dă pachet, bine, dacă nu. Nu mi-a dat niciun pachet, bro. Păi probabil ăștia care s-au uitat pe Twitch, frate, ca să te oblige să te uiți pe Twitch. Eu nu mă să mă uit la mizeria aia de Twitch. Adică mizeria aia de Twitch. Nu o să mă uit pentru un pachet, îți dai seama. Asta înseamnă manipulare. Am început să mă uit, am mai încercat fight-ul ăsta de 4 ori. Da. Nu știu dacă de 4 ori exact, dar știu că odată a fost anulat sau de 2 ori a fost anulat, deci ceva de genul, știi? Adică au făcut și conferința de presă și chiar nu s-a mai disputat meciul, știu. E entertainment mult și pe acolo. E scufița roșie, a? Scufița roșie și cei 9 de pitici. Diaz e cel mai plăcut de urmărit când se luptă. Vezi că i-a rupt capul Masvidal. Mamă, e șmecherul Masvidal la frate. Nu știu dacă l-ai urmărit de blind, dar vezi că e noua senzație, nu fece. Salut, Octav. Habib se arată mai mult prin fapte. Conor face entertainment. Da. Habib, pardon. Habib e ce trebuie și Conor, uite-l. Ba. Se înțelegi? Multă gargară. Twitch sunt cei mai mulți gamer. Da, mă, dar nu merge pe România, fentă. De 4 ori a fost anulat. Da, știu, deci nu, e ceva la mijloc. În orice caz, abia aștept să văd meciul dintre Habib și cu Tony. Unde trebuie să mă uit, că vreau și eu pachetul pe geam. Trebuie să te uiți pe geam. Ai mai jucat aseară offline ca ai 7 cu 4. Da, mă, Sergi, da, nu mai contează. Oricum, nu mai mă interesează cât iese. Nu vreau să mai mă enervez și să înjur, că deja, nu știu, dacă mă uit la mine când, și mă uit așa când înjur, parcă nu-mi place nici mie. Vrei să te mint? Nu-mi place nici mie, frate, când văd că e atâta... Nu-mi place. Conor a pierdut un meci versus Khabib, în rest i-a distrus pe toți. Nu e adevărat, nu e adevărat, Biogen. Are mai multe meciuri pierdute, Conor. Nu doar un singur meci. Iar Khabib e neînvins, are 27 sau 28 cu 0. Da, clar, stați așa un pic, că îmi sună telefonul, băieți. Nu. No. Tu? Ah, ce? A? Ah, ok. Bine. Bine, hai că sunt și eu pe la. Hai, vorbim. Când ești? Seara, a? Bine, hai. Ne auzim, pa. Bine, pa. Vorbesc de când a venit în UFC, a pierdut cu Nate și după l-a bătut în rematch. Da, știu. A fost 1-1. Nate Diaz oricum e gangster, e mafiot rău de tot, îmi place mult de el.
Unde se difuzează meciul pe net, frate? Da, dimineață. Salut, Georgian Dascălu. Ce zici, bă, băiete, bă? Haide, mă, ne apucăm de deschis pachete, fraților. Hai să facem și noi 40 de like-uri, amărâte. Suntem 63 de oameni. La 40 de like-uri ne apucăm și noi de deschis pachete, așa că nu ezitați să dați și voi acolo un like și un subscribe. Dacă vreți să susțineți acest live, bineînțeles. Mă refer la tine că nu a fost pe live să vadă cum trăgeai pe nas. Ce trăgea, mă, Sergiu, pe nas? Cretă? Trei șase, încă patru lăiculețe, patru ligheane și îi dăm drumul la treabă, băieți. Să fie treaba bună. Pe cauvel l-a luat în prima repriză că nu are head movement deloc. Îl prinde cu stânga, e salut. Da, are ciocanele alea. Are ciocanele alea forță, Conor. Mie îmi place Conor, recunosc. Adică mie îmi place Conor, dar în meciul cu Khabib n-a avut nicio șansă și oricum Khabib e preferatul meu în momentul ăsta. Hai să începem să deschidem, băieți. Hai să începem să deschidem. Giovanni, sper că ești pe live, tată. Că începe nebunia. O să începem să deschidem pachete. Hai să începem cu astea mai slabe, zic. Da, și plus că Sergiu ascultă și manele, nici nu cred că o să mai intru la el pe live. No, m-a supărat. Cu ce începem, mă, să deschidem? Ia spuneți, băieți, cu rare goldurile astea, vreți să începem cu astea sau nu? Ba nu, începem cu Prime Gold. Începem cu Prime Gold, nu? Hai să-i dăm cu Prime Gold direct, headliner Sandu Lungu. Ia vezi, mă. Ce animație au băgat frumos cu MOV. Ce steag era ăla, mă? Corona UK. Hai că e bine, am început bine cu... Salut DeepX, salut tinere. Salut Marian. Ia vezi, mă, că e bun. E bun, e de quick sell, frate. 10. 10.000, 9.000. Hai că mergi. Îți iei 9.000 pe el, e forță. Merge, tată. Poate să dea orice pachet. Ia să vedem, o să le luăm așa la rând. Începem cu, îi dăm în rare goldurile astea. Irlanda de Nord, parcă nu știu steagul ăla, sincer, dar e din UK, cu siguranță, știi? Seamănă cu cel al Angliei, dar nu prea se aseamănă. Seamănă, dar nu prea, știi? Georgica Bestă. Ia să vedem, boom! Ia să vedem, rare gold, astea sunt pachete bune. Ia, cică sunt pachete bune astea, mă. Opa, walkout sau mi s-a părut mie? Italia? Cam? Giovinco? Cine este? Giovinco, 84, boss. Hai că nu-i rău. 84, poate e ceva în spatele lui. A, e Moș Crăciun în spatele lui. Al doilea e în fond, frate. Vezi că ăsta e vreo 13.000. E bun, mă, e bun, 13.000, frate, 13.000, ălaltul 9.000, hai că ușor, ușor ți-aduce în profit, Giovanni, vezi că am mână bună, vezi? Quixel, nu, mă, face el ce vrea cu el, frate, poate îi folosește, nu-i dau eu Quixel. Salut, bro, la cât e meciul McGregor cu Conor? Nu știu exact, dar e dimineața, în orice caz. O să mă uit și eu pe net exact la ce oră. Și zic dacă mai rămâi pe live. Este bun de light? Ăla one stoage, da, e bunicel sau team of the year, dacă te ține buzunarul. Ia să vedem, bam! Ia să vedem. E pachet bun și ăsta. McGregor cu Conor, da, exact. Păi despre meciul ăla e vorba. Ia vezi, mă, borț. La 6.20 dimineața, nu? Mâine dimineață. Campbell. Da, mă, da. Deci la 6.20 dimineața, băieți, dacă vreți să vă uitați la meciul între Khabib și Cowboy-ul. Da, bine. Pe nu îl găsești pe niciun program, frate, doar să-l cauți pe net. Cred că bate Conor, sigur o să bată Conor. N-avem și noi norocul lui Haluk. N-avem, tată, ce vrei, mă, Mihai? N-avem, mă, boss, n-ai văzut că la mine, cel puțin la mine pe cont, chiar nu vreau să dea nimic, adică despre asta este vorba, dar n-am ce să fac. Ușor, ușor strâng bănuți și mi-au jucătorii care
Care vreau, știi? Că nu mi-iau, acum mi-iau peste o lună, dar tot mi-iau. E pay-per-view, eu îl iau dimineața pe la om nou pe file și mă uit la tot. Păi, dar poți să-l vezi direct pe MMA Core, frate. Nu știu dacă ai auzit de site-ul ăsta, eu pe site-ul ăsta mă uit în general, MMA liniuță Core. Și îl găsești direct, e ca un fel de filme online, e uploadat acolo, îi dai decât play și te uiți. Salut, Vali! Hai să facem și noi repede 60 de lăiculețe, băieți! Bum! Ia fii atent că e tot borț. Nu știu, Chrome, nu știu. Lunea de obicei e bine. Oh, coche, 85, hai mă că nu-i rău. A, foarte tare, Biogeon, foarte tare, frate, uite... Uite, poate vin și eu pe la tine. Mâncăm un popcorn și ne uităm la meci. Foarte tare, boss, bravo. Pachete serioase acum. Avem pachete serioase, fraților. Am luat două informuri și un jucător de 85. Bă, n-a dat rău până acum. De ce să-l mâniem pe Dumnezeu? 10 cu 2 am scorul, nici nu-mi vine să mai încep să joc. Poate intri într-o pasă de aia proastă, că așa am început și eu odată, 10 cu 1 și mi-a dat la temelie. O, salut, pe respect, Cristian, ce zici, mă, Cristiane, mă? Cristian, băiat finuț, YouTuber de Anglia. Salut și baftă la pachete și meciuri, mersi tu pe eu. Al cui e contul? Al unui Giovanni Becali, frate, unui Giovanni. Nu vedeți care? Dinamo. Giovanni Becali, dinamovist. Salut, Daniel Hostic. Am luat și eu Semedo Headliners, bă, cât bulan ai, bă, Cristiane, bă, cât bulan ai, tată, băi. Și mie mi-a dat pe tot anul cât ți-a dat ție odată, mâncați, și ți-a dat și Neymar, ți-a dat și, hai de pula mea. Hai, Barosane, cu jocul de regionale, ce ai joc de regionale, joc la mișto, frate. DeepX, ne cam tragem de șireturi DeepX și s-ar putea să vină vreo 300 de secunde peste tine, așa frumos. Salut, Tuli! Prea vorbești urât. Haide. Alții suntem strâns la cur. Bă, prefer să fiu strânt. Ia vezi, mă. Ia vezi, mă, că a fost Switzerland. Goalkeeper. Sommer. 84. Hai că e bine. Ronaldo. Bă, știi ce? Uite așa ia Ronaldo. De obicei, Ronaldo stă câte 300 de secunde pe bară să se încălzească și m-am gândit să te încălzești și tu înainte. Salut, Sebi! Țac, 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 țac. Hai mă, că n-a dat bine. N-a dat bine rău deloc. Băi, eu zic că a fost ok. Din megapack-urile astea sigur mai dă un... Sigur, sigur mai dă un walkout și măcar să dea unul bun, frate, dacă tot dă. Salut, Loco! Gaming mai jos CSGO, nu ui de mine frate CSGO, nu ui de mine. Eu eram cu alea, cu 1-6, cu... Am o întrebare, am delay pe FIFA, pe PC, de la PC-ul meu, de la joc. Ei s-ar putea să fie și de la PC-ul tău și de la joc. Vezi, nu uita, Rareș, și mie mi s-a întâmplat de multe ori și nu știam. Vezi că trebuie să te duci în My Documents, în folderul ăla cu FIFA.ini, să-l deschizi și să pui la DirectX egal cu 0, să pui DirectX egal cu 1. Să joci pe DirectX 11, s-ar putea să ți se miște mult mai bine. Salut, Herci! Da, eu... Pașa Biceps. Am schimbat echipa Sterling, dreapta Rashford, Son Striker și Cam Icon Lucas. Bro, ți-am zis, ești bulănos, mi-aș dori și eu un pic din bulanul tău, Cristian. Ce bebe Arosan, iar bei țuică. Țuică de aia cu lapte. Ai băut și tu țuică cu lapte? Ia fii atent că iar e borz. E Anglia. E Râmu, e Sterling. E Sancho Panza. Hai că da. Sancho Panza. Mai costă ceva, Sancho? Hai că e 6.000. Vezi că ușor, ușor se adună Giovanni. Mie că face 100.000 din toate pachetele astea. Dacă vinzi tot ce ți-am pus eu aici. Bă, din Megapack e ok. Mai avem 2 megapack-uri, din 2 megapack-uri sper să luăm și noi un knockout. Salut, Valentin, hai pe ei, hai pe mama lor. Să știe, pe mama lor mai ales, nu pe ei. Pe ei îi lăsăm pe alții, pe mamele lor, doar dacă-s bune.
Bă, 100 de oameni și doar 53 de like-uri. Alo, e cineva acasă? Amă, să dăm și noi acolo un like, băieți. Pă bune, pă bune. Deschidem pachete, tata. Hai să facem și noi frumos. Te salut, te pup, Alex. N-am mai intrat de mult. Baftă la pachete și la weekend. Mersi, FIFA player, pe respect, te salut. Stai liniștit că întotdeauna când poți tu să intri, intri, frate, nu e cu normă. Când poți, fratele meu. Te salut, sportsporiu, ce zici? Uite, mai deschid niște pachete aici, la bășinosul de Giovanni. Stai 300 și dă-i pe că poate intre Ronaldo. Da, da, da. Mersi, Carlos. Am luat headliner de 84, cel mai ieftin, 34. Ia fi atent, mega pack. Pui 1, nu 11, Marius. Pui 1 în loc de 0. 1. 1, nu 11. Italia. CB. Materazzi. Bonucci. Ți-am zis că dă un walkout, mă? Ți-am zis, mă? Ți-am zis, mă, că dă walkout. Na, despre asta este vorba. Salut, Carlos. Ți-am zis, mă, că dă walkout. Despre ce vorbim, frate? Ia uite. Ia uite. Ești o valoare, Giovanni, 20 de ca mâncați-și. 20 de ca plus vreo 30 cât ai luat. Ce 30, mă, mai mult? Deja ai vreo 70 de ca, bossule, dacă îi vinzi pe toți. Și Sergio Roberto, care și ăla e vreo 4.000. Vezi că ușor, ușor te duci în Champions League cu Dinamo, boss. Salut, Garău Mare. 100 de mii de euro. Aseară mi-a dat mare Messi din Megapack. Doamne ajută, frate. Fă și tu acolo o pomana porcului, o ceva, dacă ți-a dat Messi din Megapack. Fă pomana porcului direct. Eu n-am văzut jucător mai scump de 100 de mii. Zilu.les Gaming să te ajute, Rareș. Intră pe Discord acolo și te ajute el, frate, că nu stau să explic acum. Și din nou, ultimul, cum ar fi să fie și din Megapack ăsta tot walkout? Cum ar fi? Ronaldo, ia să vedem. Ia vezi, mă, că iar e walkout, nu cred. Sau a fost Borz? Iar walkout, mă. Iar walkout, bă. Bă, ce bine-i dă lui Giovanni ăsta, mă, mâncați-și. Dubravka ăsta. Ce pula să fac, mă, la microfon? N-am făcut nimic cu el, am... Am dat cu el de pământ. N-am făcut nimic cu aia, cum se aude? Nu se aude bine microfonul? Ia vezi, mă, băiete. 20 de cași ăsta. E aspiratorul cu aia, futu-s nebunul tău. Futu-s nebunul tău. Putu-ți nebunul tău cu aia. Chiar mă gândeam, bă, că ia vezi, mă, că am probleme cu microfonul. Ia vezi, mă, Giovanni. Hai că e bine, frate. E bine, tată. E bine, frate. Ce panaramă e omul cu aia. Rare Megapack, frate, unu sau doi. Bă, Giovinco mi-a picat de 4 ori, la fel și Dubrovka de 3 ori. Bă, e bine că s-adună. S-adună, frate, faci bănuți. Ce contează? Ce contează, frate, să adun? Măcar să-mi pice și mie numai de ăștia și din toate pachetele să-mi pice numai de ăștia să fac bănuți. Asta zic, știi? Deschidem al doilea, Rare Megapack, astea-s pachete serioase de tot. Nu cu aia, dar eu am doar o cască în ureche și nu mi-am dat seama că-i... Păi pune-le, mă, pe amândouă, îți place numai cu o cască. Haide! Ia să vedem. Ia să vedem... Ia, ce-a fost, mă, Borz? Tot Senegal? CB? Gene ăla, da, Gene. Mojgerile de la Gene. Hai că ăsta e. Ăsta e tat. Ăsta e tat. Da.
Numai degeaba vă arde, mă. Ultimul pachet. Hai, mă, Giovanni. Hai să terminăm cu noaca, frate. Ia vezi, mă. Ia vezi, mă, că e Team of the Year. Portugalia. Team of the Year, să moară Franța. Hai că e un fel de Ronaldo. Un fel de Ronaldo. Nu pot să cred că a dat de la bord în sus la toate pecurile. Da, nu i-a dat niciun, nu i-a dat niciunul mai jos de bord. Deci minim board a fost astăzi. 5.000 de coins și ăsta. Frate, vezi că ai făcut, ai făcut ceva profit. Eu zic că ai făcut 100.000. Eu zic că e bine, Giovanni. Hai să vedem și echipa lui Giovanni. Giovanni văd că merge pe Spania. Îi place mult pe Spania. Are o echipă simplă. Eu sincer l-aș integra în echipă. Pe ăsta e foarte bun. Martial, l-am jucat. Mie mi-a plăcut mult, frate, ăsta. Martial ăsta e șmecher de tot. Părerea mea, mai bine dacă ai putea să-l integrezi, frate. Dacă ai putea să-l integrezi, ar fi... ar fi super, știi? Dar în rest, văd că ai foarte mulți. Uite, ai și Vidal, ai mers numai pe Spania. Da, mă, băieți, hai să intrăm și pe contul meu. Și ce să zic? Să înceapă Weekend League, frate. Let the games begin. Salut, Shaj, sau nu știu cum, ce scrie acolo, Shaj, cred. Un fel de Hasan Shaj. Hai să intrăm frumos pe cont. Am vândut mult. Păi mai și cumpără, nu doar vind. Hai să facem și noi 100 de like-uri, băieți, să înceapă Weekend League-ul cu spor, că altfel nu începe cu spor Weekend League-ul. Să fie treaba bună, frate. Băi, apropo, Giovanni, mersi pentru pachete, frate. Chiar, eu zic că a fost un pack opening decent. Se putea mai bine, dar eu zic că se putea chiar și mai rău, știi? Ai făcut ceva, profit, toate pachetele am văzut că erau tradable. Hasan Shaş, hă? Adevărat. Nu mai și la Weekend League, că poate pic cu tine. Stai, mă, liniștit, că sunt mortăciune. Weekend League-ul ăsta-s mortăciune, direct. S-aude bine jocul, mă, sau îl dăm mai tare? Ia stai așa. Și atât. Când e Cornor vs. Cowboy, e la 6.20 dimineața. Cum ți se pare de light? Care de light? Ce variantă? Vezi că îl poți juca pe Martial în formație 4-5-1. Vezi că e șmecherul Martial ăla, dacă poate să-l integrezi în echipă ar fi tare. De unde ți-ai luat tricou, bro? De pe net. Să-mi apicioare dacă mai pot cu Weekend League, păi fă o pauză cel mai bine, nu mai pune, că și eu am început foarte prost, încerc să nu mai pun atâta pasiune astăzi. Bă, din câte vedeți, mie nu mi-a dat niciun pachet, nu știu despre ce pachet era vorba. Da, așa un pic. Încercăm să facem și noi profit. Club items. Ce fitness coach cu Isane. Salut, Adi. Poate le dăm și noi cu 1000 de coins. Evan, dai tot, vai de capul meu, mi-a dat mari bătăi de cap. Păi ăla e zid chinezesc, mă, ce... Despre ce vorbim? Van Dijk tot e zid chinezesc, e cel mai bun fundaș. Și Van Dijk Gold e șmecher. Eu, sincer, pe viitor mă gândesc să-l aduc pe Van Dijk Gold. Poate le cu un Alisson, cu ceva. Că am văzut că a început să apere bine și Alisson la Weekend League. Am văzut că apără. Cam cu 950 le-am văzut să le dau. Hai că le pun și la 950, măcar să le dau, știi? Am multe, am 300. Dar bine, o să mai păstrez din ele. Nu vreau să le vând chiar pe toate.
Vreau să mai păstrez 100. Că mai ai nevoie de ele, știi? Nu trebuie să le dai chiar pe toate. Îi faci un elastic cu universarul Van Dijk de la jumate. E, nu e chiar așa. Dacă-ți face Van Dijk un tur de șold, știi cum te aruncă în tribună direct. Îi fugi cu tot cu elasticul tău. Am luat în săptămână cu toti vreo 1500 de squad film. Mai pe ai avut bani, mă. Le-ai luat la 700 la cât le-ai? Eu l-am luat la 700, marea majoritate. Păi stai, mă, că ai... Dacă ți-a picat, frate, Van Dijk, tot e normal că faci profit. Eu n-am bula anul tău. Vreau fac cu bază ochiul am botez de seară, succes la meciul și la cât mai multe. Băi, distracție plăcută, frate, și ai grijă să nu te îmbeți. Așa, dar că să te pilești, nu să te îmbeți. Așa e frumos. Filtrul la 700. Da, pe așa fac și eu. Nu mi se pare mai dificil mie să trec de light. Bine, de light la toti cred că e mai agil, Sergiu. Adică cred că e mai agil și din cauza asta e posibil să ți se pară mai greu de trecut. Te întoarce mai repede decât Van Dijk. Van Dijk e mai din topor, așa. Nu mi-a picat, bro. Am jucat mai devreme și el avea, nu eu. Și ce ai făcut? De light e varză, n-ai cum să zici că e varză, mă, uite-te și tu cum arată, că de light pe cartonaș arată aproape mai bine decât Van Dijk tot, ești nebun. Cum să fie varză? Va, poate e varză cartonașul gold. Și că ai cu elitul, Giovanni, ce eli, mă, bro, nu vezi? Uite-te mai bine ce scor am. Și răzgândește-te. Hai că da. Stați așa că mi-a ieșit din joc. S-a supra-solicitat jocul. Am pus prea multe pe market. Bă, nu știu de ce, mi iese din joc, mă. Mi iese din joc când stau în meniu. Dar când mă joc, nu mi iese. Dar nu înțeleg de ce. Hai cu elitul. La început de FIFA zicea că The Light Ones to Watch a lui e peste Van Dijk. Peste Van Dijk gol, mă. Salut, Ștefan. Ștefan zis Oncescu. Oncescu de România. The Champ. Păi da, mă, era. Ăla Once to Watch, ăsta de 86. Vezi că e șmecher. Eu l-am și acum, bă. Vezi că l-am și acum, frate. Dar n-am cum să-l integrez în echipă. Nici pe Otamendi ăla n-am cum să-l integrez în echipă. Îl am și pe Otamendi de la Scream care e bun. Ce zici, bate Connor sau Cowboy-ul? Connor. E 100 în 1000 aranjat meciul. Cred că bate prin knockout. Se aruncă Cowboy un pumn. Dă cu fața în pumn. Tac, pac. Și a stat. Eu așa zic. Și că Cowboy a zis că se va bate sus, nu las. Ah, păi dacă se bate sus, knockout maxim în a doua repriză. Knockout maxim în a doua repriză îi dă. Dacă se bate, deci trebuie să fii tâmpit să te bați în stand-up cu Conor. Conor are unul dintre cele mai bune stand-up fighting. E foarte greu să te bați cu el în stand-up. Plus care conformatul, nu știu dacă ați văzut conformatul lui, e foarte atletic și are brațele foarte lungi. În conform cu corpul lui are brațele foarte lungi, are alonjă. Întotdeauna când te bați cu el în stand-up contează mult și alonja dacă știi să o valorifici. Nu o să piardă, nu o să piardă Conor, 100 în 1000 nu pierde. Cu toate că o să fie, dacă s-ar bătea la sol, Cowboy-ul cred că ar avea o șansă. Dar dacă se bate în stand-up, dacă a declarat că se bate în stand-up, e clar că e aranjat meciul. Cum și la fotbal, de altfel, multe meciuri sunt aranjate. Hop! Hai să începem. Weekend League! Aveți idee unde se găsește live streaming? La ce? La meciul ăsta între Conor și Cowboy-ul? Păi vezi că e la 6:20, mâine dimineață e meciul. Să-l cauți atunci la ora aia, poate îl găsești.
Nu știu exact ce site să-ți recomand, că momentan probabil n-au apărut, dar dacă cauți mâine la 6 dimineața s-ar putea să găsești. Salut, Andy! Nu mai bagi meciuri? Ba da, frate, am făcut un mic pack opening, am vorbit un pic despre meciul de UFC și trecem mai departe. Trecem mai departe, adică la FIFA și la meciuri. Debut, Haaland, a intrat în minutul 56, a dat hat-trick. Bă, nu știu, nu-l urmăresc pe Haaland ăsta, așa bun e? Ai văzut cum mi-arată echipa acum? Nu. Pe unde s-o văd? La cinema? Unde s-o văd? N-am văzut. Ia vezi, mă, ce echipă colorată are ăsta cu... Ha, mă, nu mai piche, m-a urmărit piche, frate. A, ai pus pe Discord? Păi am ieșit de pe Discord, bro. Deci m-a urmărit Weekend League-ul ăsta, frate, mersi frumos, Teodor. M-a urmărit... Deci piche în fiecare meci? În fiecare meci de la Weekend League-ul ăsta a fost piche, nu știu de ce. Probabil să mă enerveze. Dar nu mai contează, facem frumos un gol 3, gol 2. N-am făcut niciodată gol 3, apropo, la FIFA 20. Cel mai slab a fost gol 2, cel mai bun Elite 3 și cel mai slab gol 2. Mamă, ce declarație i-a făcut Alex Lubanan. Ce declarații! Așa vă iubiți voi, mă? Bă, așa vă iubiți voi, mă? Vă pupați la coaie, hă? Foarte frumos. Salut, salut, best. Salut. Păi, bă, nu mă bag în plăcerea lor. Bă, eu zic, părerea mea că acest Adama headliner e foarte slab. Adică eu zic că nu merită să-l faceți. L-a făcut cineva pe Adama? Mie părerea mea că Adama în afară de viteză n-are nimic cu aia. Deci în afară de viteză n-are nimic, frate. N-are niciun talent. Asta zic eu, nu știu. Dacă voi l-ați făcut, puteți să vă dați cu părerea. Dar părerea mea că în afară de viteză nu e nimic de Adama asta. Îți place? Îți place Adama asta? Mi se pare că n-are așa talent săracu, adică în afară de viteză. Merită să trecem de la Moura la Aguero? E un mic boost, e un mic boost la Aguero. Dar nu te gândi că e cine știe ce, că nu treci de la... Nu treci de la Lucas la Mbappé ca să zici că e într-adevăr un boost. Dar oricum e un mic boost. Este, mo! E mort Adama cu 2 wick. Și eu zic că e slab, na? Hai cu gol 2-ul, Teodor. Gol de Ciuta Neymar. Sper să începem bine astăzi. Adică mi-aș dori să mai îndreptăm un pic scorul dacă reușim. Totuși, arată urât rău de tot scorul. Nu, nu, te rog, nu, te rog, nu cu golul de-asta. Merge ca super sub, Ștefan, Adama. Da, aia zic, dacă îl bagi în minutul 70 face diferența, care viteza e foarte mare. Dar dacă îl joci titular, nu știu dacă face neapărat diferența, că nu o să poți să treci cu el. Păcat, bă, mă enervez că primesc golurile astea așa ușor. Pe faza de apărare nu stau chiar așa bine. Uite mă, dă-o mă. Da, nu, am zis că nu mă mai enervez. Am zis că nu mă mai enervez, frate. Bravo, fă-mi dub. Bravo, tata, hai că... Ești maker, frate, asta înseamnă eu degajez în al lui, vine înapoi. Hai, nu mai contează. Deci pe cât de repede am crezut că încep bine, pe atât de repede mi s-a dus chef. Ia de aici, mă. Ia de aici, mă, pișatul boului. Pișatul boului. Cred că Dedai, best. Depinde ce-l joci. Dacă-l joci cam clar, pune-i Dedai.
O să-i fac calmă la următorul gol. Și eu Weekend League-ul ăsta am dat bare la greu, frate, în prostie după nou update. Tiki taka, tiki taka. Ce frumos, întoarcem scorul. Frumos am întors scorul, nu? De dai clar că stă bine pe tot fizic, are weak foot, măcar 3 dacă vedea. Sper că nu-i gelos pe mine și pe banană. No, n-am nicio treabă, e idila voastră, frate, e relația voastră, voi știți. Dar vezi că banana are prietenă, să nu fie geloasă prietena lui. Pe tine, ai grijă. Am pierdut 4 meciuri din cauza scriptului. Păi ăsta e jocul, frate. Eu nu mă mai enervez. Am zis astăzi cât o ieși să iasă, nu mai contează. Vreau să mai și... să mai fie un pic și plăcerea aia, frate, când joci. Dar stai să înjuri non-stop, să pui mei. Te enervezi, într-adevăr, da? Când vezi că sare mingea numai la adversar. Dar n-ai. Ăsta e jocul, deci... Credeți-mă că după update jocul e mai prost. Deci mie nu vine să cred că de prost se mișcă, adică în unele faze. Și șută de la distanță, zici că le dai, le tragi cu Neymar, care vorba aia trage bine. Și când le dai de la distanță cu Neymar, zici că e jucător silver. Parcă era mai echilibrat jocul înainte. Hai să forțăm și noi, băieți, 100 de like-uri dacă vreți și aveți plăcere, bineînțeles. Poate face și noi 100 de like-uri azi. Și poate mai redresăm un pic din scorul ăsta. Salut, The Joker. Bă, nu mă bag la gangbang. Te descurci. Pe Dembele îl joc right wing. Pe right wing cred că merge inclusiv cu Hawk. Să-i dea un pic și de fizică. Te salut din Paint. Și eu te salut din Photoshop. Cât pe ce să mai primesc o mizerie de asta de gol? Let's go, mă! Dar nu face calma, mă, nu știu de ce n-o fac. Mersi, Fubu! Ai văzut Haaland 4 goluri? Nu, frate, nu-l urmăresc. Nici nu știu cine e Haaland. Unde joacă Haaland ăsta? Trei goluri. La Dortmund joacă? Am înțeles. Arranca la segunda parte del partido, Paco. A contar todo lo que pasa en el fin de semana de la jornada de la FUT Champions. Kanté, Mbappé. Salut Stoica. Stoica Brothers. Neymar. Las-o acolo. Bă, pe ce se trec?
Salut, Ovi! Pe net. Trebuie să-l cauți la 6 și 20. La 7, la 6 dimineața să-l cauți. Dacă vrei să te uiți. Eu o să-l văd în reluare mâine dimineață. Nu stau să mă trezesc la 6. O, oh, salut Andrei! Ce zici, mă, bărbosule? Mersi, baftă și ție! Bărbosul! Aruncați un ochi și la canal la bărbosul, la Andrei 90. Bărbosul! Cred că e cel mai... unul dintre cei mai chill oameni care joacă FIFA. Deci nu o să vedeți la bărbosul niciodată să se enerveze. E bărbosul și când se enervează e tot chill. Zici că e fumat, zici că e fumat 24 din 24. E pe legale. N-ai cum să fie așa, așa chileanu. Cred că bea mult ceai de tei. Cu juniorii să străiască. E pe ceai de tei, bărbos. Ei. Salut, ce părere ai de Werner 89? Nu merită, sunt mulți alți striker foarte ok în joc în momentul ăsta și nu merită să investești în Werner. Să-ți blochezi banii. Inclusiv Jesus ăsta e în formă foarte bun. Apropo de Jesus în formă, mi-aduceți aminte să-l pun și eu super sub că mi-a picat ieri, parcă. Ah. Te salut, Răzvan, mult succes, mersi. La câte meciuri de seară? E la 6 dimineața. Dacă ar veni Player of the Month Ben Yedder, cred că-l fac. Dar trebuie să fiu atent dacă vine Player of the Month Ben Yedder să-l vând pe ăsta al meu. Că o să scadă. Informul de 85. Când se anunță Player of the Month, Delma? Ai idee? Gol, mă! Îi facem găina. Găina. Face frumos găina. Dacă e Player of the Month, crește și Wants to Watch You, bă, nu știu exact. Nu știu exact. Nu cred. Nu cred la Player of the Month. Nu cred. Doar la inform crește Wants to Watch You. Așa că și Wants to Watch You va scădea. Dacă ne bagă un Player of the Month de 89, o să scadă cu siguranță și... Dar când credeți că... Adică aveți vreo predicție ceva când se anunță Player of the Month? Sunt tare curios dacă o să iasă. Și că se ia în furt, că l-ai luat tu pe ăla. Wants to Watch și ce bagabontiști. Lasă-mă să iasă Player of the Month, că vreau să-l fac și eu. La finalul lui ianuarie. A, mersi de sfat, băieți. Deci pot să mai stau liniștit cu ăsta de 85 încă un weekend league. A, Lion Tradable. Dar ce bulan ai avut? Foarte șmecher, Ben. Ia uite că vorbim de Ben. Uite cum se demarcă. La sfârșitul lunii. Ok, mersi, mersi. Doamne ajută să iasă Ben Yedder, că n-am mai avut de mult un player of the month ca lumea. Adică eu n-am făcut pe niciunul, dar pe ăsta l-aș face 100%. Îmi și place mult Ben Yedder stilul, e exact pe stilul meu de jucător. Micuț, agil, șuturi bune, 5 weak foot, nici n-ai ce să vrei mai mult. Dar probabil o să coste foarte mult.
Ați văzut cum a costat și Hazard ăla care ar fi o dezamăgire. Da, dezamăgire, dezamăgire, dar a costat 2 milioane. Player of the Month să vină după ce este actual de la SBC imediat mă uit. Ia vezi. Va fi undeva la 800 de K. Dacă e 800 de K, eu oricum îl fac, frate. Sincer, merită, frate, n-ai, e benedere. Dacă îi bagă vreun 89 rating, e forță. Mie și ăsta de 85 mi se pare bun rău inform. Bă, și 800 de mii dacă e, tot îl fac. Ai crezut că dau țeapă cu pachetele? Păi am văzut că nu am crezut că dai țeapă, frate, dar am văzut că aveai codul ăla. Aveai codul ăla și n-aveam cum și m-am gândit, bă, ăsta nu e acasă. Și n-am cum să fac rost de codul ăla ca să pot să intru pe contul lui. Înțelegi? Eram pregătit să intru direct pe contul meu. Dar oricum, mersi pentru pachete, frate, dacă vrei să mai deschizi și săptămâna viitoare. Din câte ai văzut, ți-a dat binișor. Actuală preză de bani, expiră 7 zile, după zilele astea ne putem aștepta oricând să-l bagi. Deci să-l vând pe Ben Yedder după weekend league-ul ăsta, ce părere aveți? N-aș vrea nici să pierd la Ben Yedder, știi? Am pierdut la alții destul, adică nu vreau să pierd și la Ben Yedder. Nu știu, voi ce ziceți? Casemiro în form, a dat 2 goluri. E slab oricum, Casemiro și în form și neinform, tot slab. Vinde-l joi eventual, mai sunt câteva zile și e mai scump, nu mâine. Da, o să-l vând joi atunci. Nu, că mâine îl dau ieftin dacă îl dau. Duminica și lunea sunt cei mai ieftini. Nu, vorba ta, da, nu, joi, joi. Joi după pachete, seara probabil, când intră lumea în fibrilații și atunci o să-l dau. Și mă gândesc cu ce să joc în atac. Probabil intră din nou Lucas Icon. Cu cât l-ai luat? Cu 207.000. Dar i-am pus eu că aveam Hunter, l-am luat cu Hawk. Nu știu cât mai am. 220, 216, 216.000 e cel mai ieftin, tot cu Hawk. L-am luat cu 207, e ok. Dacă îl dau tot cu 210.000 e perfect. Nu contează că i-am pus eu Hawk, că i-am pus eu Hunter, nu mai contează. Hai să-i dăm următorul. Hai să facem și noi 100 de like-uri. Câte like-uri avem acum în momentul ăsta? Hai să încercăm să facem și noi 100. Hai că am început bine. Am câștigat cu 5-2 primul meci. E ok. Bă, de ce nu merge să dau advance, mă? Ce se întâmplă, mă, frate? Nu merge să dau advance. Ia fiți atenți, o știți pe asta? Uitați-vă un pic dacă o știți pe asta. A? Nu o știați pe asta. Eu l-am prins cu 155 de Black Friday. Păi tu l-ai luat de mult, mă, și de -aia. Acum, din câte vezi, a crescut iar prețul, e peste 200 de mii, ăsta de 85. Ia, hai că am mers acum. Pe cine se iau, Casere sau japonezul ăla? Eu m-aș merge mai repede pe Casere, acum tu știi. Mamă, ce echipare ăsta, frate. Maradona, Essien, Blanc, Balak. Dacă vă lansez o dreaptă, vă dau echipa mea. Bă, sincer, eu nu vreau echipa ta, eu vreau decât Neymarul ăla de 93. Eu l-am prins pe ăsta 85 la pic și am 33 de ani. Mamă, ce echipă are ăsta, frate. Are echipă foarte bună, l-a făcut și pe Werner la Player of the Month. Hai să vedem dacă e ceva de capul lui. Da, nu prea merită să-l faci pe Werner. Hai cu ei, nu. De Bruyne. Opa. Doamne.
Ce vorbești, mă? Primul șut pe poartă, primul gol. Hai, mă, un pic. Cel mai urât să încep meciul și să-ți dea gol la prima fază. Efectiv, încep meciul de la 1-0. Haide, mă! A tras în AI Defend. Da. Ai dus. Dembele. Dembele. Nu, mă, ce-i pasă. Salut, RCF, mersi, baftă și ție. David Villa con el balón. Ce s-a mișto s-a întors. Este balon suelto, cambia de dominador. Walker. Tiene que venir atrás para poder entrar en juego. Ahí puede haber una oportunidad. Sissoko. Neymar. Haide, mă, un pic, mă. Bă, dar ce sare mingea asta, mă, o recuperez și tot la el vine. Sissoko. Kanté. Faul, băi. Veremos si saca petróleo al lanzar esa falta. Ce ziceți, mă, dăm gol? Neymar se acerca para lanzar la falta. Vamos a ver qué hace el genio. Mai merge după update? Verde. Ai, mă, că nu cred. Nu vreau. I-a scos-o din poartă. L-ăsta îi dă printre picioare. Diego Armando Maradona. Da, uite, mă, ce intră tot, mă. Două șuturi, două goluri. Na, ca să vezi. Na, să pomeniți. Ce mai spuneți că n-am ghinion sau n-am ghinion. Asta e. Tu ție ți-o scoate din poartă și el îți dă două șuturi, două goluri, ca să orice șut e gol. Ca să fie treaba bună, nu de alta. La tiene Blanc. Maradona conduce el balón. Cómo la mueve el pelusa. Qué bonita filigrana. Pase a la zona de peligro. Qué bien Santi Dipoy recuperó la pelota. Ah. Da, asta e, n-ai ce să faci. Două șuturi, două goluri. Neymar. Și ce că e mai bun, știi? Asta e. Intercepta el pase. N-a fost, mă, offside? Ai, mă, uite cât de prost e, bă, 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 uitați-vă la el, mă. Era să dea autogol singur și... Salut, Adrian. Kanté.
Mbappé. Pase con mucho peligro. Benjeder. Mamă, ce m-a ținut blanc acolo. Es un gato que evita el chicharra. Increíble, Manolo. No se ven paradas como esa todos los días. Dembélé. Mete un balón en la zona de peligro. Essien. Sissoko. Otra conexión perfecta. Oamne, deci pasele din prima. Deci se duc ca un căcat, frate. Ăsta n-a jucat, n-a jucat cine știe ce, două șuturi, două goluri. Da, degeaba. Dacă ție ți intră, știi meciul. Dacă nu ți intră, îl pierzi. Uite, vezi? Aici se face diferența. Tu ratezi, el dă gol. Aici se face diferența. Din păcate. Deci n-a fost cu nimic mai bun ăsta. N-a fost cu nimic mai bun decât mine în repriza, în prima repriză. Efectiv, dar totuși are 2-0. Exact. El a avut două șuturi, mi-a dat două goluri. Eu, ești nebun, am ratat. Ambele am avut din lovitură liberă. Efectiv, a scos-o din poartă și acum iar am ratat 1v1 cu portar. Ce să-i faci, mă? Ce să-i faci? Vamos con más fútbol, arranca el segundo tiempo del partido, Paco. Le recordamos que estamos presenciando en vivo la jornada de la Foot Champions. Mendy. Neymar con la pelota. Benjeder. Doamne. Cum se aruncă blanc ăla, bă, băiatule. Se aruncă singur, joacă singur, incredibil. 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 Kevin De Bruyne. L'Inglais. Merită Balak, nu cred. Mai bune Sien, dacă vrei CDM. El arbitru no quiere dejar jugar y pita falta. L'Inglais. Benjeder. Haide mă un pic, bă, dar n-am deloc, mă, nu vrea să intre. Un pic de bula, mă, să-mi intre și mie un gol acum, repede. La 2-1. Discutăm altfel, dar așa, 2-0 e. E bine, trăgeam. Uite ce aleargă, băi. Pelota queda libre y la pierde. Eu zic să mergi pe Essien dacă vrei un icon. Decât să mergi pe Balak. Mă gândesc dacă vrei în locul lui Sissoko, nu? Au poți să iei blank cum o să iau eu de la swap icon. Mbappé. Kanté. Sissoko. Neymar. Sissoko a encarar la portería. Mueve bien el balón esperando a que se produzca un golpe. Haide, mă. Salut, Heidi, mersi. Baftă. Baftă să aveți și succes. La pone en corto. Dembélé cuelga la bola. Ia, vezi, mă, ce a fost. Sissoko. Peligro, recibe Neymar.
Poate pe Constant Preșer reușim să egalăm. Hai să vedem. Dacă nici pe Constant Preșer nu merge, e clară treaba. Păi nu e formația de vină, bro, am ratat multe. Nu e formația de vină, știi, când n-am, dacă n-aveam ocazie, da, ziceam, bă, schimb formația. N-am avut ocazie, dar nu e formația de vină. Nu, efectiv, n-am vrut să intre, nu vezi, nu. N-am putut să-i dau gol. Baia a scos-o portarul, va să aruncă fundașul. Acum ține de minge, e normal. Am fel aș fi făcut și eu. Și mă mir cum de nu i-a dat fault. Mă mir cum de nu i-a dat fault. De obicei, în meciurile astea, orice atingere e fault pentru el. Am de capul meu cum e Gomez. Uitați-vă ce se face cu Gomez. Ia, uite-l pe Ben Yedder, mă, ales. Bă, astea sunt meciuri din alea, mă, în care jucătorii tăi nu joacă nimic. Uite-și tu, Ben Yedder a uitat efectiv să ia mingea. Ca să vedeți și voi. N-ai cum așa ceva. Deci numai meciuri de astea se întâmplă. Și meci în care te lasă să joci. Mersi, Vulpe. Bă, când te lasă jocul să joci, joci, frate, pe orice formație. Gol, mă! Unde poți să vă meci pe internet? Păi, nu știu site de pe acum. Trebuie să intri la 6 dimineața și să-l cauți pe Google. Să mai ieftini Messi Gold. Nu știu, că și pe mine mă interesează. Următorul target ar fi să strâng pentru Messi. Știm amândoi că va câștiga Conor, clar. Exact ce am zis, Vulpe. Hai să vedem, bro. Oricum suntem și pe timp pres, pe constant pressure. Măcar să le galez și le scot după aia. Dacă reușesc. Ce ai făcut, Bobiț? O joacă în spate, mă. Uite-l cum trage de minge, mă, vagabond. Uitați-vă la el, bă. Uitați-vă la el, bă. A Dumnezeu nu-i cu tine, bă, că tot o pierzi. Doamne, ce mi-a făcut la... I-a pus stop, mă, la minge. L-a aruncat 3 metri în sus pe Mbappe. Nu mai sunt obosiți ăștia, că am jucat cu constant pressure, nu mai pot. Nu mai pot să alergi. Da, mu! 2-2 de la 2-0. Asta zic. Da, mă, da. Bine. E mort Mbappe. Băgăm Lucas Icon. Lucas Icon. Ce zici, mă, Costin? Așa, mă, frate. Hai, mă, că am venit cu volan, da. Chiar ai venit cu volan, boss. Vamos! Hai să o luăm așa ușor, ne gândim că e 0-0. Ce bine intră, bă, cu Neymar ăsta, bă. Cel mai bun jucător de la mine în echipă. Trabajau. No, uite, i-a dat crash. I-a dat crash, bă, băiatul. Lucas Icon. Hai că de-abia a intrat, tată. Hai că ai viteză. Bă, cum joacă, ce bun e Blanc ăsta, mă. E foarte bun Blanc. Da, mă, mergem pe lungiri. Știu că oricum 2-0 e cel mai periculos scor.
Da, dacă nu-i băgam constant pressure, nu-l egalam. Dacă nu-l băgam, zic eu că mai îmi dădea el un. La cum mergea jocul. Hai să o luăm așa, calm. Încă mai am stamina pe jucători, deci nu-i panic. În a doua repriză cred că îi dau timp pres dacă îi rămâne 2-2. Bă, dar ce se întoarce și trage, mă, mereu. Mereu aceeași poveste, mă, uite-te la el. Cum. Deci orice șut e gol, mă, la el, nu-i incredibil. Eu nu înțeleg, mă, frate, portarul ăla e de formă în poartă. Efectiv, e de formă în poartă portarul. Nu, nu înțeleg. Nu înțeleg, frate. Orice șut e gol, frate. Bă, îl pui imediat. Hai. Hai să facem și noi 100 de like-uri, băieți, măcar like-uri să facem dacă jocul nu merge. E prea stricat weekend league-ul ăsta după update, pe PC, frate, după update merge rău de tot. E prost rău de tot jocul. N-ai cum să mai joci după update. Au făcut un căcat de joc, vă zic sincer. Știi ce o să facem? Fiți atenți ce facem. Îl bat pe Ronaldo. Chiar dacă mai am 3 meciuri cu el. Ce pun pe Zeedorf că am venit în echipă, bro, gata, îți zic după meciul ăsta, bro, stai așa un pic, să mă uit, trebuie să mă uit un pic pe Futbin să văd cum arată și zic. Stai 2 secunde să termin meciul, că nu mai am mult. Nu fac 4-2-4, frate. Am dat tot așa, așa i-am dat și 2-2. Dar trebuie să tragi la poartă cu CR7, ăsta tot e fenomenal, frate. Am auzit că nu e bun. Cum să nu fie bun, frate, că e senzațional ăsta, dar îl joc eu de pe banca de rezerve și orice șut e gol. Să vezi viteză, să vezi agility ce are. Hai, mă, că m-a nebunit ăsta cu pauzele lui. Deci, mai chiar mă, Ronaldo ăsta. Cine are Ronaldo tot e gata. E gata, tată. Deci, mai chiar. Vrea să te enerveze, da? Viejito con la pelota. Essien. Ojito que le cortan el pase y puede en contra golpear. Se hace con el cuero con limpieza. Se lleva el balón con peligro. Uite, mă, ce bun e blank ăla, mă, frate. Bă, când pune piciorul blank ăla, nu mai trece nimic. Bă, dar ce se întâmplă, mă, frate? Nu mai pot să iau mingea. Să mor dacă nu. Nici n-a atins mingea Ronaldo. N-a atins mingea Ronaldo cu aia. Ba, pula în el de meci. Nici n-a atins mingea, frate, vine, mă. Uite și tu ce intră pasele, mă, sunteți nebuni. Uitați-vă și voi ce intră pasele lor. E incredibil. Na, nu. Nu merge, uite și tu. Uite și tu. Uite cum e blank ăla, bă, băiatule. Da, aia e. Salut, Teddy. Asta e. Dar nu mă interesează cât scot la weekend league, frate. Nu mă mai interesează. Dar nu mă mai interesează cât scot, frate. Zici că
Îmi dă de mâncare dacă scot sau nu mai bine. Ronaldo! Dă-te morții tăi! Du-te morții tăi! Ăsta orice șut e gol, mă, Ronaldo tot. Orice șut e gol, Ronaldo tot. Știu, Ciprian, dar nu știi că de obicei, chiar dacă domin, tot pierzi meciul. Doamne, hai să-i mai dăm un gol la fraierul ăsta, frate, dacă îi mai dăm un gol. Hai. Ah, nu, nu. Bine. Ideea e să-i dau mingea pe Ronaldo. Dacă îi dau mingea pe Ronaldo, e gata. O face el. Doamne, cât e de bun Ronaldo ăsta. Neymar! Da, mă, nu merita fraierul. Nu merita fraierul. Figuri de buftea, frate. Nu merita, mă, nu merita. Prea jucat slab. A avut bulantă un meci, frate. Mamă, cum e Neymar ăsta, frate. Cere 7 din vară, e echipa motivație. Mamă, cum e cere 7 ăsta. Ce ai, mă, cum e cere 7 ăsta, mă, băiatule. Mă, tot e senzație. E blană de urs. Joano Pedomas. Acum aici face mare fault. Aici face mare fault să-i fac. Hai să ținem și noi un pic de minge, zic și eu. Neymar. Quanto le queda la prórroga, Antonio? A esta prórroga le quedan 5 minutos. Qué bárbaros estos futbolistas, qué demostración de entrega, de sacrificio. Ce vorbești, mă, e cel mai tare Ronaldo ăsta tot timpul. E miștoro. Gracias, Antonio. Tomamos nota y seguimos con la narración. Mendy. Pe net poți să-l vezi. Ai! A avut o poziție nefirească. Salut, Andrei. Y entramos en el descuento, ¿cuánto añade Ruiz? Pues ahí lo tienes, hermano, dos minutitos más que nos regala el árbitro. Pues nada, Antonito, ya nos quedamos bien informados. Nici nu a atins mingea asta, mă, ce aveți. Ia, pentru cel care am jucat cu el. Ia. Namo. E joc cu Ronaldo în for de 94 și mi se pare wow, dar ăsta. Mamă, dar m-aș vrea și eu Ronaldo, mă. Și ăla gold, Marco Afa. Și Ronaldo gol, Marco Afa, frate, îmi place mult Ronaldo. Anul ăsta mic, adică anul trecut a fost mai bun, dar și anul ăsta e șmecher. Pe striker. Să nu-i să-mi spui gata. Acum am oi, bro. Imediat. Am, mai am un singur meci cu Ronaldo, frate. Aaa, ce urât. Cumpără, bro, pe ăsta, că nu e scump. Că pe cine? Pe Ronaldo Gold? Pe n-am cum să-l leg în echipă. Oricum să-l ai pe Ronaldo, sigur, scoate 9 din 10. Bă, ăsta, Totti, îți câștigă singur meciul, mă jur. Deci poți să ai echipă doar Gold și să-l ai pe Ronaldo Totti în față și rupe. Bate Conor, da, așa zic și eu. Eu zic că bate cu, chiar cu knockout. Eu zic că îi dă knockout lui Cowboy. Miroase un pic și a făcătură, dar... Din moment ce Cowboy a zis că se bate în stand-up cu el, nu cred că are vreo șansă. Imediat îți zic, Florin. A, bagă, și ce să bagi pe ei? Bagă NG. Ce vrei să-l joci? KM? Ce vrei să-l joci, Florin? Dacă-l joci KM, poți să bagi Engine sau Shadow pe el. Dar zic, Engine dacă vrei să te ajute pe partea de atac sau Shadow dacă vrei să te ajute și pe partea de defense. În locul Sissoko, KM. Depinde, deci poți să bagi ori Engine ori Shadow. Una din două. Zic că bărbatul câștiga în picioare, dar nu e cretin să încerce. E zic că e și aranjat. Bravo, Alex, schimbă scorul. Mersi, Cristian. Ce zici, mă, Cristian, ai văzut meciul? Ce vorbești, mă, ce meci de cacao am avut. Dacă nu-l băgam pe Ronaldo ăla, nu cred că reușeam. E bun Rui Costa pe CM? Întreabă-l pe Banan. Doar el are Rui Costa. Mă mir că nu i-a dat cu XL și lui Rui Costa.
Biogen, tu crezi că nu există făcături la orice nivel? Crezi că în box nu există făcături? Crezi că în MMA nu există făcături? Ba da, bro, stai liniștit, că e mafia pariurilor. Când zice la aia că îți dau 10 milioane, fă-te și tu că pierzi. Zici ce zici? Mă arunc în pumn. Asta o să zici. La orice nivel, frate. Și în orice sport există... La câte meciuri? 6 și 20. $4.9 are bursă Conor. Destul de mult pentru un meci de UFC. Eu știu ce zici, dar mai sunt și băieți ce nu acceptă așa ceva. Bă, zic eu că poate Conor n-ar accepta să piardă, dar Cowboy ar accepta să piardă un meci cu Conor și să piardă. Așa, eu așa văd meciul. Ideea e că vedem ce se întâmplă, dar eu zic că câștigă Conor cu Kio knockout. E cea mai mare bursă pe care un sportiv are pe... Nu, cele mai mari burse sunt la box. Cowboy a semnat 7 ani cu un FC-ul, Klaus ar fi fost să pierde și meciul ăsta. Păi tot e posibil. La ce ori se bate McGregor la 6:20 dimineața? Exact, exact. Oricum banul. Să iasă banul, banana. Nu contează că pierzi, nu pierzi. Ce, tu nu te-ai aruncat cu fața în pumn? Să-ți dea la vreun milion de dolari? Te-ai, știi cum te-ai aruncat? Te-ai dat cu... Uite așa, ești nebun. Ai dat cu fața în pumn. De cred că oprește la arbitru meciul și tu încă te dai cu fața în pumn. Știi, bă, stai mă că iau un milion. Dana White. Da, fără număr a fost Iulian. Da, cu Nate Diaz. E șmecheră Nate ăla, îmi place maxim. E bun, frate, nu știu dacă ați văzut. Ăla se apucă de triatlon. E nebun rău de tot. E, zici că n-are plămâni. Oh, am făcut 102 like-uri, băieți, mersi. 102, hai să facem 110. Dacă am făcut 102 like-uri, putem să facem și 110. Hai să continuăm Weekend League, avem 9-4. Cum a fost așa, l-a desfigurat, da, am văzut, dar oricum și duce mult, mă, Nate. Dai în el ca în jnițele. Terminați-vă cu caibul ăsta, are o gălăgie de ani la vârsta lui, sunt unii care agață mânușile, devin bunici. Vezi că e în formă, dacă te-ai uitat la mamă, stare cante toti, dacă te-ai uitat la cântar, vezi că e în formă vorbind fizic. Un rematch cu Khabib, da, păi cred că acolo vrea să se ajungă. Următoarea schimbare care fie la echipa Alex, aș vrea să strâng bani pentru Messi. Ce faci, săracule? Bine, mă, bogatule, dar ce zici? Ți-ai și tu un timeout? Ia dați-mă, băieți, un timeout lui bogatul ăsta, Ionuț Ionel. Cu numele ăsta nici măcar să intru pe live, nu aveam curaj. Salut, eu zic că McGregor, dar are cotă mică. Păi are cotă mică că o să câștige. Salut, SDR! Îi cer de banane. Păi nu am dreptate. Păi omul intră cu nume de-astea, ești nebun pe live, ești nebun. Haide, mă! L-a făcut sandwich. Au intrat ăștia, Keyboard Warriors. Ia uite cum a trecut, mă. Bate Conor 100%, mă, dacă vreți să puneți mulți bani pe meciul ăsta, dar puneți pe Conor, dar eu zic că îi dă knockout direct. Ăsta are cante toți, frate, vă dați seama cât bulan are și ăsta? Sigur i-a picat, sigur i-a picat Kante tot. Nu cred că l-a cumpărat. Mendy. Ensanchando el campo para buscar espacio.
Iubesc să fac obiective. Pe oricum vouă vă place să farmați. Cred că ați jucat metin în trecut și sunteți obișnuit cu farmat. Ap. Hai, dă-mă să-i de la de ține mult mingea, frate. Bine. Haide. Hai, tătuți, du-te, până se duce Neymar al meu. Deci 100 de ani încați. Te-ai dus, Dic. Hai. Tac, te-am făcut-o pe asta de aici. Dacă s-a dat un premiu pentru cei mai conștiincioși, SDR ar lua cu siguranță, da. Oricum, SDR cred că aveau și note mari. Ambii frați cred că aveau note mari la școală. Cred că numai nota cea mai mică era 8. Pași blanc la South, poți strânge de Ronaldo pe striker și joci în 8. Mie că îl irosesc în 8 bio. Uite ce gol mi-a dat ăsta, frate. Hai că am început bine. Le fura lumea caietele să-și facă tema după ei. Aia pun clas. Ia vezi, mă. Hai mă să-i dau și o gol. Hai de mă, mâncați aici, nu poate să ia mingea. Ăsta e neamț, mă, are conexiune. Veneau de acasă cu pachetele și pentru colegii mai necășiți. Îți dădeau ăștia, ce îți dădea, sandvișuri să le dai temele, a? Veneau băieții, făceau coadă, steau la coadă la SDR. Frumos toți cu sandvișurile. Băi, ce sandviș ai, mă? Șuncă cu cașcaval. Îți dau jumătate de temă. Tu ce sandviș ai, mă? Cu salată, cu șnițel. Hai mă că ți-o dau pe toată, știi? Uite așa, de-aia s-au ajuns. Azi un șnițel, mâine două șnițele. Uite așa face avere. Înțelegi? Și acum și-au deschis fast food. Știi, de la teașnițele, și-au deschis fast food. Bine, mă, uite mă ce iese lui ăsta, ce înseamnă. Ce înseamnă să ai conexiune, frate. Ce mi-am recomandat, 250.000 buget. Nu știu, vezi cât mai e Pogba ăla. Vezi cât mai e Pogba. Cred că e mai mult Pogba. Dar mai bine mai strângi de el. Da, mă! Îi facem găina. Salutare, scuze pentru absența ultimele zile, dar am avut ceva probleme televizor. Meciul lui Conor. Te salut, Rusu, în primul rând. Stai liniștit, frate, în al doilea rând și în al treilea rând nu-l televizează. Meciurile din UFC nu sunt televizate. E pay-per-view. Dacă vrei, plătești, dar vezi că o să-l găsești la 6 dimineața, sigur îl găsești pe vreun site ceva. Mamă, dar ce-mi place, mă, îmi place nou limit ăsta. Îmi place maxim, frate. Și vouă vă place? Uitați-vă și voi ce zice. Ce înseamnă să fii fanul meu numărul 1. Ești fanul meu numărul 1, frate. De ce mi-ai dat bani că am glumit și tu m-ai jignit? Cu ce te-am jignit cu metre? Că și eu am glumit. Și eu am glumit. Am zis cu numele ăla nici pe live nu intram. A, acum o dai la întors, că ai glumit. Păi și eu am glumit. Ia zi, zici și mie unde te-am jignit. Unul la mână, fii atent, zi-mi unde te-am jignit. Doi la mână, dacă nu-mi zici unde te-am jignit, îți dau direct bani. Asta așa, ca să ne înțelegem. Ca să fie treaba bună, nu de altă. E dacă o facem în stil de regionale, nu?
Da, am greșit. Băi, manelistule. Salut, bum. Manelistule. A, de mă rămâne la el. Doamne, intră tot, mă, frate. Uite, mă, și tu intră. A, mă, ce, mă, ce să joci, mă. N-ai cum să joci cu nemții ăștia, mă, nu vezi? Orice pasă, orice șut îi intră. Uite, și tu pasă la nimereală. Direct gol, ești nebun, despre ce vorbi. Na, n-ai ce să... Gol, mă, dă-te în sânge. Stai calm. Ia, ia un crembuște în dinți. Ia un crembuște în dinți de la nemțesc. Luați-o și pe Merkel să-ți iau pe băț. Să-ți iau pe Merkel pe băț. Prea le intră la nemțe ăștia, mă, două pase, pac, pac. El ți-a făcut sori, știi, faci calma, pentru că e neamț, frate, n-am cum să... Ce mi-ai zis cu numele ăsta, nici nu ai intrat pe live. Și unde-i jignitul? Că nu-l găsesc. Unde-i jignitul, ce ți-am zis eu? Care știi cum se face inimioară? Uite și... Uite așa se face inimioară. Așa o faci. Faci așa cu ambele mâini. Nu este frumos, dar ce ai zis tu este frumos, Ionuț? Ia zi, tate, e frumos ce ai zis sau nu e frumos? Accept niște scuze. Niște scuze accept, dar... No limit, tati, furcurem, frate. Momentan îți dau un cartonaș galben. La următoarea abatere, direct roșu, tată, că nu mai stau, nu mai stau la discuții cu tine, că ți-am dat cam mult... Cam multă atenție, hatere. Ce scuze, mă, bestie mică. Înțelegi? Prea mult, prea multă atenție i-am dat în low limit ăsta și s-ar putea să-l băgăm la recycle bin. Îl băgăm la recycle bin, frate, că... Atâta timp cât nu vii decât să dai cu hate, te ba frumos unde ți-e locul, adică la coșul de gunoi. Și să te ia... Să te ia gunoieri. Du-te, tată, de unde ai venit. De ce-i dai, mă, lui David Dac? Băi, Cristiane, ce ai, mă, frate? Cristiane, ce ai, mă, tată? Pentru limba română... Pentru limba română apasă pe 1, no limit. For English, presto. Salut, Api. Pe nu-i mai da, mă, frate, nu-i da, nu da la oameni care n-au zis nimic, frate, dă-le la ăștia. În loc să-i dai la ăsta, îi dai la altul, ce faci? Weekendul ăsta a fost praf și pentru mine la fel. Da, nu mai mă enervez, nu mai pun bază, cât iese, iese. Știi cum e? Că dacă nu te mai interesează, oricum iese, s-ar putea să iasă tot goldunul și degeaba, pentru ce să mă mai enervez? N-are rost. Așa, mă, tată, uite, vezi că ai reușit acum, mă, Cristiane? Cristiane, mai lasă cofeina aia, tată, că ți-a luat mințile. Ți-a luat mințile cofeina aia, Cristiane. Mai lasă cafeaua aia, că bei 2 litri pe zi. Mară fanina mea, dacă nu... Dacă beam 2 litri de cafea pe zi cum bei tu, îmi atârna minima pe sârmă. Mă puneam pe sârmă direct. Eram tirat deja cu vată în nas și la 2 metri. Neymar con la pelota. Neymar se echivoca con los rivales. Bea o cană la 2 zile. Bă, bei eu, și ce place mie la Cristian, mă, el nu bea, mă, cafea, bea decât vreo 2-3 Monster de alea pe zi. Alea nu-s cofeină.
E nebun, mă, omul, n-ai ce să-i faci. Nu beam în cafea, beam Monster. O cană de 2 litri, mă. Ah, ce-ai făcut, Bobiț? Vine, mă. Adevărat? Ce joacă cu țurpanul ăsta, trebuie să dăm... Bine, mă, trebuie să dăm pe Constant Preșa. A trebuit să-și pune pe ecran sponsor Monster. Adevărat, mă? Păi ați observat și voi că mereu când intri la Cristian, omul e cu energizant în barbă? Despre ce vorbim? Dar el nu bea decât o cafea la 2 zile. Salut, Andrei Micle. El nu bea, mă, decât o cafea la 2 zile, dar alea Monster nu se mai pun. Hai că vă prind eu la mine pe live și vă arăt ce căniți să beau de cafea de-aia de 2 litri, nu? Da, are frigider de la plin de Monster, știi? Are numai monștri. Cristian, the king. Iar am luat ban. De ce ai luat ban? Patru, trei, trei. O să încerc și varianta asta, da. Ideea e că oricum contează mult când pui Constant Preșel. Pe orice formație, oricum. Mare vagabond. M-am lăsat de vreo 2 săptămâni de FIFA că nu mai suport. Foarte bine ai făcut părerea mea. Pe FIFA că transfer coins. Foarte rău faci. Păi și ce vrei, să transfer coins și să meargă în continuare? O fi mers odată, de 2 ori, dar dacă ai forțat... Ai forțat nota. Dai seama că a venit și bănuțul ăla. Bănuțul de aur. Ia uitați-vă, mă, ce face ăsta. Eu intru cu Heineken, bro. Nu cu monștri. Ăla e energizant. Haide, mă, să-i dăm și noi gol, mă, frate. Da, mă! Ce înseamnă, mă, Constant Preșer? Ia uite-l, mă! Ia uite-l, mă! Animal X! Animal X, frate! Ce înseamnă Constant Preșer, mă, cați aici gura. Hienă! Adevărat! Păi despre... Ia vezi, băi, că are algă trozar de ăsta de zici că... Zici că e Messi. Trozar și Bernardo Silva. Pentru cunoscători. Doamne Iisuse, cum... Uitați-vă ce șuturi intră, bă. Uite ce șuturi intră, bă, băiatule, bă, băiatule, bă, băiatule, bă. Cât bulan, mă, să ai. Uite-te și tu din ce poziție. Doamne Iisuse, din ce poziție îți dă gol, frate. Du-te, bă, că au făcut după nou update. E un căcat de joc, frate. Un căcat de joc. Înainte de update niciodată din poziția aia nu era gol. Niciodată, frate. Deci uitați-vă ce au făcut după update. Stai că o să vedeți și voi pe console. O să vedeți când vă bag update-ul. Să vedeți ce căcat au făcut ei. O să vedeți. Uite, mă, ce ratare, mă, frate. O să vedeți ce căcat au făcut. Și au bătut joc de jocul ăsta, mă jur. Îți dă în pula mea gol din orice poziție. Ce offside, mă, frate? Asta e, mă. Asta e. Pierd. Te superi și plângi. Dar tu dacă te superi, o sugi? Atâta, te întreb și eu, David, dacă. Când te superi, tu o sugi, așa să-ți treacă sau...
Așa e felul tot de a fi. Onanist. Te întreb și eu așa pentru un prieten, nu de altă. Mai dați-vă în pula mea de hater, bășiți. Marși în morții tăi. Ieși acasă, dă-te în pula mea de aici. Ieși în morții tăi acasă. Ieși, băga mea și pula peste tine în casă să-mi bag. Asta așa, finuț. 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 Eu dăm așa finuț la relantiu. Păi da. Parcă când îi lași așa să-și facă de, să-și facă de cap. Bă, știi care e faza? Bă, lași odată. Îl lași de două ori. Bă, lași de trei ori. Dar omul, dacă vezi că în continuare continuă cu nesimțire, păi ia mai dă-te, mă, în pula mea de aici, că prea, prea ți-o sugi. Știi ce zic? Prea o sugi așa. Dă-te în pula mea dacă o sugi, marși în pula mea de pe, de pe live. Știi ce-mi place mie, frate? Știi ce-mi place mie, frate? Bă, stați să dați cu hate. Asta îmi place mie. Stați să dați cu hate, mulți din, unii dintre voi, pula mea. Unii dintre voi, stați să dați cu hate, dar... Vă place, nu? Că altfel n-ați stat, nu? Corect? Eu asta vă întreb, de ce stați, mă, pe live? Dacă nu vă place. A, îți place să o sugi, să te bagi în seamă? Păi du-te, mă, frate, pe o centură, mă, frate, că n-ai găsit locul potrivit. E altceva, vrea bro cu el în loc de Sisoko, am dat gol și cu el. Păi da, te ajută și pe atac față de Sisoko, Florin. Le-am dat valoare, mă. Eu pe Cristian îl ador. Pe toată lumea îl adoră pe Cristian. Dar mai ales când are un monster la bord. Păi da, da, dă-i, dă-ți-le time, mă, frate, dacă vorbesc curat. Poate învață și să vorbească. Pune cat pe terștegă. Nu, cel mai bine să-l ții basic. Da, dacă ia Cristian un monster la bord, nu mai are limbarniță la gură. Deci nu-l mai oprește nimeni. Nu-l mai oprește nimeni, frate. Normal că le place, sunt invidioși și neputincioși. Păi normal, frate, normal, Cristiane. Cristian, cred că și tu, bro, cred că și tu ai hater pe live, mă jur. Deși tu la felul tău de a fi, cred că e imposibil să nu fi avut în trecut. Sau SDR, frate, care vorba aia, ești nebun? SDR, frate, care vorba aia, ești nebun? Nu-i scos din 8, 9 și 10. Ești nebun, vorba aia. Dacă și ei, frate... Când zic 8, 9 și 10, mă refer la notele pe care le-au avut la școală. Dacă și ei, frate, au parte de hater, nu mă mai miră, frate, nimic. Nu mă mai miră, frate, nimic, mă jur. Unii sunt făcuți să mănânce căcat. Ce să mai încolo și încoa, să dăm pe față. Unii chiar sunt făcuți să mănânce căcat cu aia. Înțelegi? Deci unora le place atât de mult căcatul încât intră pe toate live-urile și mănâncă căcat peste tot, înțelegi? Bă, ce să zic? Știți ce am eu de zis pentru cei care mănâncă căcat pe toate live-urile? Poftă bună! Atât! Poftă bună! Așa e, Ionuț, așa e. Și luați căcatul cu lingurița. N-ai, mă, n-ai, ăsta e românul, frate, ăsta e românul, în loc să te susțină, să, nu știu, te trage în jos și dacă ar putea să te tragă în jos, asta ar face. Din păcate, asta e nația noastră, frate. Asta e nația noastră. N-ai ce să faci. Nu mai scoate nimic, Ter Stegen. Păi a făcut update Chrome, nu știu pe ce joci, dacă joci pe consolă încă nu, voi nu știți de pe consolă, dar după ce o să vă facă și vouă update-ul, o să vedeți cât de prost e jocul. Orice shoot din careu e gol, deci Ter Stegen sau pe cine ai tu în poartă, nu mai contează pe cine ai în poartă, că oricum e gol, înțelegi? N-ai văzut ce cum am pierdut meciul trecut, mi-a dat pe nebun orice shoot gol, orice shoot gol. Scoate mingea din poartă, Ter Stegen, exact. Exact. Dar nu mă mai enervez, pot să pierd toate meciurile astăzi, chiar nu mai îmi pasă. De ce? Pentru că asta nu ai cum să mai joci după update. Deci efectiv jocul nu mai are nicio treabă. Nu mai are nicio treabă, frate, ca înainte de update. Păi ai făcut top 2 că la voi nu s-a băgat update-ul. Stai că te văd după update, banană, să vezi ce o să plângi tu după update.
Bro, gol 3 e valoare, știu. Păi ăla e cel mai ca lumea, gol 3. Deci credeți-mă că după update nu mai merge nimic cum trebuie, frate, mă jur. N-are nicio logică, orice șut dai gol, zici că n-ai portar. Și șuturile din afara careului nu mai merg. Adică un rahat, au făcut un rahat. Boss, o să vezi după ce face update, frate, fără Caterinca. De fapt, ce fără Caterinca? Că vezi acum la mine cum se duc șuturile. O să vezi când o să intre și la voi update-ul și când o să vedeți că orice șut, frate, și portarul vostru e degeaba, din orice poziție îți dă gol. E clară treaba. Mă omoară Griezmann ăla șchiop. Griezmann șchiop. A uitat să-și ia dresul și tocurile? Da, mă, eu nu înțeleg, mă, de ce strică jocul cu update-urile, mă, frate. Lasă, bă, jocul așa cum e, că era mai ok. Strică jocul ăsta, bagă numai update-uri și de fiecare dată când bagă update-uri, în loc să-l facă mai bun, îl face mai prost. Ah, mă, uite mă și la mine scoate. Uite, uitați-vă și voi, dintr-un metru la mine a scos-o. Nu mai înțeleg nimic. Nu mai înțeleg nimic, frate. Da. Foarte frumos. Salut, Bogdan. E stricat rău jocul în sine. Jocul în sine e stricat. Faul cu aia. Hai că dă fault. A dat fault. A luat pe la păcariș direct și n-a dat nimic. A scos când e offside, dacă nu era offside nu mai scote. Bernardo Silva. Al meu scoate ori când e offside, ori din poartă. Bag update să ne arate că se poate și mai prost decât este. Corect, corect Cristi, bine punctat. Bine punctat, bro. Deci îi bag update-uri să ne arate cât de mult se pot duce mai jos, în loc să-l facă mai bun. Nu cred, mă, uite mă ce scoate Ter Stegenul lui, frate. Uite și ce scoate te. Uite, poftim. Cu picior. Hai, mă, frate. Ce șut direct, boss, că am vrut să-mi o preiau. Ce vorbești? Ia din spate. Haide mă să mai avem și noi un atac. Dacă dădeam pase. Prea ești vagabond. Te complici tu care aveai un joc simplu. Prea vrei să faci spectacol. Uite și tu. Uitați-vă un pic. Unul cu unul.
1 cu 1. 31 posesii. N-ai ce să mai joci jocul ăsta. N-ai ce să mai joci, efectiv. Și te bate, care 1 cu 1. Tu ai 3 cu 2 și ai 70% posesie degeaba. Deci ai 70% efectiv degeaba posesie. Ție nu-ți intră nimic, adversarului un șut, nu joacă nimic. El nici nu trebuie posesie, nu trebuie nimic. Lui trebuie decât bulan, atâta, știi? Să ia pe reportarul. Dacă ia pe reportarul, nu mai trebuie nimic, frate. Își ia o pită, mănâncă cu șunculiță și se uită la meci. Deci, efectiv, omul nici nu mai trebuie să țină... Da, îmi dai lecții la posesie. De-aia în fiecare meci am 60-70% posesie. Dar nu prin posesie câștigi meciul din câte vezi. Ăsta e cel mai bun exemplu în meciul ăsta. 70% și te bate. Ia! Păi tu de-aia câștigi, frate, că tu ai 30% posesie, tu ești ca ăsta. Tu de-aia câștigi, că ai 30% posesie. Deci Banana o să vă învețe, face tutorial cum să nu ai posesie. Deci el o să vă învețe cum să nu ai posesie. Efectiv o dați la popleaca și e gol. ce ai făcut, Bobiți? Ai dă-o pe față acum, ce să mai... Vă învață Banana al meu dacă nu... Faceți din gol 3, face Silver 1. Scurt și la obiect, frate. Scurt și la obiect. Ai n-ai minge, tragi la poartă. Asta e. Asta e deviza lui Banana. Ai n-ai minge, tragi la poartă. Că de gol tot intră odată. Ai tactici de alea de regionale. Tactici de regionale, boss. Hai că a tras și al meu. Uite mă ce fault. No consigue controlar ese balón. Cambio de posesión. Sissoko. Neymar busca la oportunidad con paciencia sin precipitarse. Neymar. Ce ai vorbești, mă, că se împiedică și tot la el vine mingea. Deci mai meciuri de-astea am, frate. Neymar con la pelota. Politano. Sissoko. Balón perdido. Ahora lo tiene el equipo rival. Mbappé. Benzema. Damo. Ăsta e jocul, frate. Ăsta e jocul. În sfârșit a intrat. Eu nu zic un joc, zic doar că n-ați fost atenți la live-uri. Ia vezi. Ia vezi. Bă, nu jocul e de vină. Noi suntem de vină. Suntem prea slabi. Jocul e perfect, atenți care e faza perfect. Haideți ca să o dăm bine și pentru cei care nu ne suportă. Bă, jocul e perfect, frate. Noi avem probleme, nu jocul. Deci jocul este un joc perfect, frate. Totul merge ca la carte. Efectiv, totul merge ca la carte. Delay-ul este în capul nostru. Scriptul este în capul nostru. Totul este în capul nostru. Dar jocul este perfect. Numai noi suntem de vin. Hai să o dăm pe aia pe față. Ce să mai încolc?
Asta e de fapt adevăr. Ei a făcut cel mai bun joc din viața lor, deci un joc mai bun de atâta nici că se pute. Nu o să vedeți niciodată un joc mai bun de atâta. Decât Pokémon. Măcar pe Pokémon n-ai delay. Hai mă că faul de ăsta de roșu nu ne dăm. Nu mă joc să fac posesie că ăsta e jocul. Ce zici, banană? Dăm gol sau nu dăm gol? Ce să mai, că nu mai merge mă nimic după update, ești nebun. Nu mai merge nimic, mă jur. Nu, nimic, nimic. Vreau sincer să te joc perfect, dar jocul ar fi ok dacă ar exista probleme. În adevărat, problem. Ce zici tu? Deci nu cred că ar exista pro player. Într-adevăr, probleme mari pe script. N-are treabă, frate. Ce, pro playerii crezi că sunt mulțumiți de jocul ăsta? Ei joacă pentru bani, frate. Dacă altă, pe ce joc vrei să joace dacă ei joacă FIFA? N-au altă... Uite, mă, cum a scos mingea, mă. Uite, mă, cum a scos mingea cu aia și... Deci nu e, mă, e clar, mă, că n-ai ghinion, n-ai ghinion, frate. Bă, că n-ai ghinion, n-ai ghinion, frate, n-ai ce să... N-ai cum să o dai. Deci mi-a scos-o de pe linia porții, frate, cu vara. Estamos en el minuto 88 y como yo la matemática se me da muy bien, tenemos dos minutos por delante de tiempo reglamentario. Gracias, Antonio. Tomamos nota y seguimos con la narración. Hay empate, pero no se conforma. Se ve claramente que van a por la victoria. ¿Cuánto se amplía Ruiz? Oh, viene que no me ha dado penalti. Dos minutos, efectivamente. Manolo no sé si ha contado muy bien. Ay, tú te digo. Gracias, Antonio. Si sacó. Anul trecut pe vremea asta în FIFA PS4 Transfer Market erau 8-9 milioane de jucători, anul ăsta sunt 4 milioane. Păi cred că prin asta Razor se spun multe despre jocul ăsta, nu? Zic și eu. Și când am vorbit cu ei, spun, m-am certat cu ei și de ce să o rezervă prin America dacă eu sunt în Europa, voi nebunilor. Pentru că asta e logica lor. Are vreo logică vreodată? Nu știu. Mie mi se pare că 90% din chestiile de ce apar pe FIFA sau ce au treabă cu FIFA nu prea au logică. Nu știu dacă și voi ați observat chestia asta. Începând de la SBC-uri, la pachete și așa mai departe. Sunt, deci 90% n-au nicio logică, frate. Îți bagă niște prețuri la niște jucători care n-au nicio treabă. Îți bagă tot felul de rahaturi de genul ăsta, frate. Bă, n-ai mă cum. N-ai cum, frate, n-ai cum să o dai cu ei. La pachete când ai ghinion e pur și simplu random, nu e de la ei, nu e. Vrăjeală. Vrăjeală în varză. Ai de mă Neymar, mă. Bola si. Mane. Bravo, bă, Rio. Îți meriți toți bănuți. Ce chituri agresive, da. Dar nu de la chituri merge prost. M-au bătat doi oameni care abia fac gol 3. Nu știu, mi se pare că s-a stricat foarte mult jocul după noul update. Efectiv, nu poți să faci nimic, frate. Nu știu, noul update ăsta e... Au stricat maxim jocul. Mai bine lăsau un puii mei cum era. Era mult mai șmecher. Hai, te mă, cu golul. Avea unul dintre ei, Radu Ștefan și Ache, fundaș central cu linii roșii. Chemistry. Ce chitere agresive. Da, sunt, mie îmi plac, sunt mișto rău.
Eu nu prea mi-am schimbat kiturile de vreo un an jumate, dar mi-au plăcut mult astea. Le-am pus, mi-au plăcut și le-am ținut. Fai de capul meu cât de prost. Ia! Bă! Ce a făcut cu aia? Ești prost la cap. Ce a făcut cu aia? N-ai, mă, cum, uite și tu te... N-ai cum așa ceva, frate. Nu face bio, da, face doar calmă. Să-l băgăm, să băgăm iconul. 74% posesie, da. Da, mă, știu. Cu ăștia te chinui, frate. Cu ăștia te chinui, frate, care n-au nicio treabă. Suarecito. Da, mă, și facem calma. Ăsta e jocul. Mi-a făcut calma, n-ai cum să te abții la meciuri de genul ăsta, n-ai cum. N-ai cum să te abții, frate, efectiv. N-ai cum să te abții, frate. Asta e toxic, netoxic, n-ai cum, că n-ai domini non-stop și te chinui cu el, n-ai cum. Săptămâna trecută 28, de obicei 25, auzi că te face biogen. Spune cineva, please, dacă azi e meciul, da, la 6 dimineața. Cel mai toxic țigănuș. Adevărat. Adevărat. La ocasión está ahí. No sé cuántos palos han fallado hoy. Hai să ținem de minge, frate. L'inglés. Semedo. Parecía falta, pero deja seguir el juego. Sí que lo parecía. La ce ore e meciul? Tocmai am zis, la 6 dimineața. Îmi făceai calma, parcă. Hai mă, că nu e toxic Biogion. El nu face, da, face calma cum fac și eu. Și mie tot calma îmi place. Auzi ce bag avut, că după ce dau apă să ai urea pe butoane, să treacă probabil că ți-am făcut, dar nu intenționat. Auzi câte vagabond, eu... A apăsat și el, mă, fără să vrea pe calma și... Înțelegi, nu e că nu face el de obicei de-astea. Cât de bagabon o să fii? Bio nu face, mă, nu face el de-asta. El a apăsat și el la mișto. A apăsat la mișto așa și a făcut calma. Mai face din o dată pan și dab, dar nu. Nici nu știu cum se face calma. Păi nici eu, dar mai apăsat și el la mișto pe ele și mai face din când în când calma, nu știu. E panorama, mă, și eu. N-ai cum, frate, e panoramă. Neymar e moarte clinică, de ce, mă? Și că să-mi va pula, știu cum se face calma. Dar nu, am zis eu ceva, Biogeon. Te-am găsit așa, într-o poziție nefirească, frate, parcă prea făceai calma așa. Îl caută numai pe Bagiu și îmi face calma, i-auzi. Deci ți-o ars cu Bagiu, am înțeles. Dacă îți place ție Bagiu, Bagiu o să fie. Bagi o mână, bagi un picior. O bagi la, știi ce trebuie.
Pe cel de la noi în România? Păi nu-l de la noi în România, frățiu, că trebuie să te uiți pe net. Trebuie să-l cauți pe la 6 dimineața pe Google. Dacă vrei să vezi meciul. În direct. A, poți să-l vezi și în reluare pe la 10. L-am testat pentru Ghelin, l-am avut azi că a fost 0. Cum e Baggio Biojon? E ceva de capul lui? Mă ruinează jocul ăsta. Giovanni, nu vezi ce scoram? De regionale. Oricum ești bun, ce să mai glumi. Păi dacă scoate 25 omul, dar cred că tot așa, fără să vrea scoate 25, adică cred că apasă așa din greșeală pe butoane și scoate omul 25. Și când, dacă se supără un pic și mai dă și cu el de tastatură și mai dă cu el de pereți, cred că scoate și 28. Înțelegi? Tot să apeși așa la mișto, că e bine. Auziți, va da banană. Va dat el site. E bun, dar nu simt cum trebuie, l-am vândut azi. Păi dacă îl simțeai cum trebuie, de ce l-ai vândut, mă, bro? Ce ți-ai luat în locul lui? L-ai luat pe Maradona? De data trecută am rămas 28 sau 26 în lume. A, păi tot așa, la mișto, că dacă te supărai, cred că erai unul. Tranquila. Bro, ai început la fel de prost și când ai făcut telit atunci. Zice Briciu, bă, bro, nu știu, e greu. Cred, nu știu dacă eram chiar așa de slab. Atunci am avut 14 cu 5, mi se pare. Sau am reușit să o redresez. E român ăsta cu Bucovina? Nu, eu beau apă de la Bucovina. Hai de capul meu ce pase de șarlatan. Ăsta mă pune pe grup, mă? Doar că eu nu sunt pe grup, asta e problema. N-am eu față de grup. Let's go! Am luat Mbappé până la Ronaldinho și după aia iau Ronaldo, Erkan, Ronaldinho, Striker. Iei Ronaldinho la swap icon? Păi în loc de 28 o să faci 20 dacă e Ronaldinho. Te salut, Olfi, pe respect. Au. Au că te bau. Ăla mid. E bun rău de tot. Corect la Ronaldinho e ciocanul pneumatic. Și că da, fac 20 cu Ronaldinho. Păi bro, mai bine strângi bani și le iei pe la Prime, nu știu ce să zic. Dacă îți place așa mult Ronaldinho, decât să iei murătura aia. Ce ți-o dă ăștia la swap. Și că parcă joci mai bine, dar nu te ajută moralul. Ce panorame sunteți unii dintre voi, frate. Nu te ajută moralul. Poate mă ajută moralul. Și la mine, tot Ronaldinho e jucătorul meu preferat all time. Dar în FIFA nu e cine știe ce. Adică în FIFA mi-ar plăcea mai mult un R9 bretonel. Sau ceva de genul. Famă cum a intrat cu Diego Carlos să moară Franța. Diego Carlos. Stop. Bucovina. Bucovina, cea mai bună apă. Apă minerală. Acum, îmbuteliată și la 2 litri. Băi, l-a accidentat pe Ben Yedder. Samuel Eto'o. Trebuie să-i dea 5 cu 4 lui Samuel Eto'o, dacă îl bag. Mamă, ce prost s-a întors. S-a întors greu de tot. Faci reclamă? Nu, dar băiatul ăsta cu care joc are Bucovina la nume.
Mă gândesc că și el este fan Bucovina. Mamă, cum trage Ben Yedder, bă, băiatul, ei, Ben Yedder. E stricat la stomac, de-aia trage și. Slab trage, mă, Ben. Mare e, bă. Bea o bere, păi dacă bea o bere, fac elit iar. Bea o bere. De plăcere. Mendy. 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 Au, oh, ce urât am încercat acolo. Bine. Samuel ar fi și becă de greșea stâl ca Drogba. Nu. Meto ar trebui să-i dea 90 agility. Era agil, frate. Era așa mai subțirel. Nu era ca Drogba blocky. Adică mare, așa cum era Drogba. Era mai subțirel ăsta. Samuel era pe viteză. Avea și viteză, Samuel. Ia vezi, mă, cum a fost golul ăsta, mă, băieți. L-am făcut din greșeală, recunosc. Din greșeală l-am făcut. Mă scuzați, din greșeală. Te văd jucând în mine să mă apuc de gătit. Cum e, mă, boss? Dă-te, bă, că fază nici la regionale nu vezi de-astea. Ce vorbești, mă, băiat? Ce a ridicat, a dat pasă cu cap. La mișto. Alex, poți să-l cauți pe Google, dar pe la 6 dimineața. S-ar putea să-l găsești. Momentan nu știu pe ce site. A zis Banana, un site. Poate pune el un link, ceva. Nu luăm gol. Nu luăm gol. Foarte bine. Jură-te că ai văzut așa gol vreodată, Banana. Jură-te că ai văzut așa gol frumos. Ai văzut. Ce să vezi, bro, că e... E gol de la meseria și ăsta. Am încercat-o din nou. E cum e? Când te dai în spectacol, nu miroase bine. Și că de-aia intru la tine, mă delectez. Bă, îmi place, bă, îmi place când ești sincer, boss. Să mor dacă nu-mi place. Vezi? Mai înveți tu câte o figură, câte una altă. Câte o fiță. Asta zic. Ce face, mă, Sergiu? Se joacă... Mâine, pe mine, parcă-l văd pe Sergiu, că se joacă Barbie, că era un joc de ăsta, Barbie, cu păpuși. Am văzut că se joacă ăsta, cum îi zice, ăsta de construiești. Am un lapsus. Salut, Mihai. Deci dacă Fortnite se joacă, mâine pe mine se joacă și Barbie. Kanté, atacant! Salut! Lego! Hai, mă, să-i mai dăm un gol. Poate dă și el Reishkui dacă îi mai dăm un gol. Se pare că nu? 2-0. Fútbol, vaya lo que está haciendo hoy. Increíble lo que ha hecho hoy este jugador, Manolo. ¿Es cosa mía o parecía que le salía todo? Sus compañeros han hecho muy bien en dejarle tocar balón todo lo posible porque 63% posesie și Costa. Deci cu toți, frate, domina posesie, dar degeaba. Degeaba, doar 2-0. Hai că e bine. Jocul tău poate duce orice femeie la cascadă orgasmică. Ia uite ce zice Teodor. De ce ești femeie și ai orgasm, Teodor? Ai orgasm, mă, când te uiți la meciurile mele. Bă, bagabontule, te dai pe față. Prea pe față îți place.
Prea pe față îți place. Place și mie, dar parcă ți-e place prea pe față. Fútbol arranca el segundo tiempo del partido, Paco. Le recordamos que estamos presenciando en vivo la jornada de la Foot Champions. Hai să luăm așa, bătrânește. Da. Hai că am ținut și eu două pase. Și mie îmi place să dau pe față. Bă, n-ai fi singur. De ce zic? Mi-mi place pe la spate. Iauzi. E care cu ale lui, mă. E care cu nebunile lui. Vedeți, acum ies. Ies caracterele la iveală. Unul pe față, altul pe la spate. Altul pe la... în mijloc. Ia. Hai cu golul, mă. Hai cu golul, mă. Da, mă. Să nu fie cu băr, că hai că bagi la cheche acolo banană, dă-o pe față. Mie îmi place să fac calma. Păi măcar ai recunoscut acum. Ce zici, Costinaș? E canal de FIFA sau porno? E 2 în 1. Păi nu vezi că s-au activat băieții când aude pe la spate, pe la față. Imediat se activează băieții. Poate avem și domnișoare pe aici, nu mai vorbiți urât. Mamă, ce greșeală am făcut! Nu trebuia să trag. Trebuia să mă mai driblez. Oho, Ferdinand. Vis. Ce bulan. Asta zici tu și când pornesc live-ul ești tu, ești tu și cu mine. Ieri mi-am pus colegii să se aboneze la tine, că eu sunt șeful clasei. Ia uți, mă, Mucatiș. Bă, mersi pentru toți cei care v-ați abonat de la Mihai Alexandru, frate. Pă respect. Pă respect pentru abonări, băieți. Hai că domnișoare, hă? Pă calma din greșeală. Stai așa că următorul gol îi fac calma din greșeală, că văd că e 4-0 și... Moș Crăciun ăsta nu vrea să iasă deloc. Îl înțeleg că e cu Bucovina cu ăștia, dar mi-ar plăcea și mie să mai dea și el un reșcuit. Bă, dar unul nu dă, mă, reșcuit. Uitați-vă și voi, frate. Deci pe PC unul nu dă reșcuit, frate. Pe consolă avea reșcuit de 10 ori până acum. Alții mai fraieri prin trafic de influență. Și a făcut youtuberii abonați în 2020. Unii cu boost, alții cu șeful clasei. Eu n-am boost, nu-mi face nimeni reclamă, dar uite că dacă e șeful clasei, poți să le zici să se aboneze. Înțelegi? Vezi? Vezi ce înseamnă, mă, să fii șeful clasei? Se merită să iau Van der Sar în locul lui Oblak. E aceeași mizerie. Doar că Van der Sar te va ajuta mai repede pe chemistry dacă vrei să schimbi acolo CB-urile. Mai ales acum după update, nu mai apără nimeni, niciun portar. Nu mai contează pe cine. Păi ca să faci mai mulți abonați, mersi, băi, Mihai Alexandru. Dar vezi să le pui și pe fete să se aboneze, da? Toate fetele din clasa ta, ce clasă ești, apropo? Au și ele acolo măcar 13 ani? Că vorba aia. La 14 ar fi perfect? La 12 cam mici sau 13? Vezi că poate 12 ani și ții strike? Bă, dacă au 12 ani, nu, zile să nu mai intre. De la 14 ani în sus vreau. Să fie clar.
Du-te, Mbappé, la 14, acum la 18 deja arată de 30. Da, la 18 se strică astea de la generația McDonald's. Mănâncă fetele astea în ziua de azi numai McDonald's. McDonald's cu de toate. Nu mă supăr, am zis, cum zice el. Sunt într-a 8-a. Păi și câți ani ai într-a 8-a? Stai că nu știu. Câți ani ai, mă? A, ai 14 ani. A, e bine, mă. E bine, într-a 8-a ai 14 ani, frate. Forță. Înseamnă că ești legit. Ești legit. Forță. Pe la 18 deja au 2 milioane de kilometri la bord. A, nu, că își dau kilometrajul înapoi. Eu n-am făcut a 8, eu am făcut direct a 9. Hai că poate dă și el reșcui la 5-0. Am 15. Să fii sănătos, Mihai. Și colegii tăi la fel. Și colegele și doamna profesoară și toată lumea. Nu bate, nu troncă-ne, da? Sunt unse cu toate ale file, bio. Dar și când mănânci un McDonald's de la de n-am mai mâncat eu de 7 ani și nici nu o să mă mai mănânc vreodată. De la dezlasă gura apă, mă. Uite mașinia de mâncare de porci. Mâncare de porci în McDonald's. Mâncare de câini. Fac dragoste, mor. Acum faci dragoste la mine pe live? Bă, tu ești nebun? Ce ai, mă, aveți? Aveți fetișuri de alea să faceți dragoste când vă uitați la mine pe live? Așa, bolnav psihic, mă? A, am crezut că tu, frate, am crezut că ai probleme psihici. Uite, și Cristian e tot într-a 8-a. A, tu faci doar sex, am înțeles. Am crezut că faci dragoste. Hai că dacă intră Gagicât acum și vede ce ai scris, te ține la ușă o săptămână. Ce faci, mă, nesimțitule? Tu faci sex? Ia doar la ușă, mă. Las pe Cristi să facă mai... Da, acum depinde de fiecare, de felul lui, știi? Unii fac așa, unii așa, alții deloc. Alții doar se laudă că fac. Mai cunoaștem noi cazuri. Raf 24, primul subscribe de astăzi. Mersi frumos. Mersi frumos, Raf. Primul meu subscribe de astăzi. Poate dăm și noi subscribe, băieți. Și apăsăm și clopoțelul ăla. Să vină notificările. Alții stau cloșcă pe ouă, păi da. E bine și așa, poate e spui. Poate e spui. Hai că 5-0. Era meci de prag ăsta. 11 cu 5. Să te uiți ce bagă ăștia la SBC dacă vrei. A, stai că acum e, se bagă SBC, exact acum, mai un minut. Ai dreptate. E spulili. Bă, vorbește, mă, frumos. Dar vorbește, mă, frumos, că prea vorbești tu răcoaie de la un timp. Adevărat, mai sunt și minori, mai sunt și copii care ne urmăresc pe aici. Dacă vrei, pun și clasa 7 și 6, dacă nu-i bate, le sună apa în cap. Nu e boss, e bine a 8-a. Nu, e bine că după aia ăștia sunt prea mici. După aia o să ajung ca Dorian Popa. Numai Dorian Popa are subscriber din clasa 2-a în sus. Dar nu mai joci, bradere? Ba da, mă, mai joc, dar stai să iasă SBC-ul. Aștept să iasă SBC-ul. Vezi, mă, banană? Vezi, asta înseamnă să fii boostat. Vezi, vezi ce înseamnă să fii șeful clasei? Despre asta e vorba. Smalling, ăsta era băgat, mă, nu era băgat. Smalling 3 cu 2, medium high, e ok medium cu high. Mamă, dar accelerația asta e bombă.
Mamă, Sam Tackle 89, intercepții 85. Și plus că ăsta e un fel de... Știți cum îl văd eu pe Smalling ăsta? Un fel de... Zi, mă! Un fel de piche, mă! Un fel de piche ăsta e și la fizic tot așa e. Accelerație mică. Și vezi că în joc cred că rupe asta, mă jur. 11 cu 5 am și eu, doar cu o echipă de două ori mai scumpă ca a ta. Ia uzi, Cristi. Păi eu n-am nevoie de echipă, Cristi. Vezi că aveam ieri fani din alte țări pe live. Adevărat? Dar ce l-ai făcut, mă? Ți-ai pus titlul în engleză? Piqué e bombă pe lângă asta. Nu cred. S-ar putea să fie la fel. Uite-te un pic ce strength are. Are strength 93, frate. Și vezi că e mare ăsta. Are 6.4. A, intrat un brazilian. Și mecher ăsta îi pui pe bancă, scade ratingul. Nu, frate, vezi că e fără Caterin că e bun ăsta. Fără Caterin că e bun. Moderator străin. Păi și ce are, mă, nu-i rău. Bă, Smalling ăsta e de făcut. Cere doar echipă de 83, frate. Bă, Smalling ăsta e de făcut dacă vreți. Eu zic că e bun ăsta, nu știu. Cred că e bun. Ia să vedem. Au mai băgat ceva? Nu au mai băgat nimic, nu? Headliner Challenge. Ăsta nu cred că era Headliner Challenge. Era, mă? Nu era, nu? Headliner Challenge. Greu de legat? Păi de ce? Că e din Anglia și e englez. Cu Rio Ferdinand face link verde. Deci dacă l-ai pe Rio Ferdinand, direct link verde. Face și ții și poți să faci și cu Walker. Dacă ții Walker, direct link verde și cu Walker, cum să fie greu de linkuit? Ai, e seria asta, stai mă că e Smalling, mă, ai dreptate, mă, da, mă, da, eram pe bulgar, mă, da, mai ai dreptate, da, dar cu ăsta face link verde, frate, cu ăsta face cu icon. Ar merge legat cu Dalbert și după cu Neymar, bă, merge, da, nu știu, e ok, merge dacă ai Dalbert ăla de la... De Albert ăla de la Ligi. Măcar să dea bani la toată lumea, banală, că oricum nu înțelege ce scrie. Cu Maradona, din Carpați. Am să facem și noi asta. Vreți să facem asta? 2 gold player, rare player 7, team overall. Hai mă, că ăsta e destul de ușor. Cred că ne ia doar jumătate de oră să-l facem pe ăsta. Dar nu ne mai ia o oră să-l facem, ne ia doar jumătate de oră. Hai să-l facem și noi pe ăsta, repede, repede. Hai să vedem ce avem prin club. Deci rar, jucător rar 7 parcă avem nevoie, nu? Băgăm frumos, Diaby, toți nebunii. Gata. Mafia, băgăm aici. Din Anglia aș vrea să bag. Franța, Franța. Am răcit. Franța, Franța. Din Anglia nu e mult niciunul. Premier League. Hai să băgăm. Hai, tot. Băgăm pe orezul ăsta, rice. Rice, rice, rice. Ia să vedem. Deci, avem nevoie de overall, așa, chemistry, da. Hai că eu zic că facem. Jucător rar 7. Trebuie să facem, trebuie să facem, nu avem cum să nu facem. Ce a făcut Bobiț? A, ăsta nu e, ăsta nu e, mă, din Anglia, dă-i mă drumul. Dar ce ați făcut, m-ați amuțit, mă, bă, am amuțit băieții, mă, nu mai zic unii, nimic nu mai ziceți. Ați amuțit, bă, frate. Vezi să nu răcești jos, că e nasol.
Nu-i panică. Punem comprese cu apă caldă, facem nicio. Găsim o soluție. Focăm legenda. Vezi că e rating 83 și nu depășește niciun 80. Cum am rating 83? Team rating 74, frate. La ce live te uiți de Joker? Cred că te uiți pe, cred că ai greșit chat-ul, bro. Ah, deci n-am voie să bag mai aceeași națiune, mă. Deci n-am voie să bag aceeași națiune, am înțeles. Am înțeles. N-am voie aceeași națiune, trebuie națiuni diferite. Am crezut că faci smalling. A, stai liniștit, erai pe bulgar, nu? Erai pe bulgar, bro. Trebuie altă națiune, frate, altă. Nu fie aceeași națiune. Destul de greu. Uite, pot să-l bag pe ăsta odată. Face și link verde. Bă, nu-i chiar așa ușor cum am crezut inițial. Îl bag pe ăsta odată. Car să rezolv cu chemistry. Dacă îl bag pe Lovren, e bine, nu? Suntem în grafic. Da, suntem în grafic. Și ăștia trebuie doi rari. Doi rari ar trebui. Nu ajută cu nimic. Brazilian. Așa ceva în club? Pare că nu. Pe cine să punem în cate și aici? Dar cred că nici n-are importanță. Bă. Să pun pe ăsta pe Virinia. Ce-ar... Băgăm pe ăsta. 74, 75, ia să vedem dacă băgăm pe... Nu, trebuie să bag rar, gata. Bă, băieți, v-am mâncat pisica limba, mai ziceți și voi ce? Da, nu văd că am amuțit, băieți, nu știu ce se întâmplă. Gata, mă, hai să deschidem și pachetul. L-am făcut gratis, Smalling este chiar bun. E bun, bro, dar vezi că trebuie să-i pui shadow dacă ai. Vezi că e bun in-game, cred că e un fel de pichețe, am zis. Nu e rău. Te-ți pregătiți, da? Deschidem Prime Electrum Player Spec. Ia să vedem. Direct. Headliner. Ce headliner, boss? Ronaldo. Ghedes, tat. Și Proms. Mamă. Forță, jucători ăștia. Bă, dar un pachet, mă, nu-mi dă și mie bun, mă, în jocul ăsta. Pachet, mă. Bă, un pachet, dă, mă, frate. Ură rău. Vrea să-mi dea deloc. Uite, pe ăștia, i-am pe un... 50, 60, 700. Păcat că nu se mai vând ăștia cu 1000 de coins. Mai mâncăm și noi o pizza, mai bem apă, respirăm, o luăm de la capă, suntem pe silent. Bă, ce să zic, în cazul ăsta am poftă bună, frate, ești rudă cu țestoasele ninja, doar aia mai mâncau pizza. Ninja Turtles. Hai că imediat ne apucăm de meciuri, iar. Uite, ăsta e 800, ce vorbești, e ieftin și ăsta. Cred că e mai scump un pic. M-am apucat și eu azi de FIFA, dar... Bă, te-ai apucat de FIFA, nu știu dacă ai făcut un lucru bun. Dar pot să zic decât capul sus și încearc să nu te enervezi. Ceea ce o să fie cam imposibil să nu te enervezi, da? Tu merită să încerci. Păi trebuie să joci mult, mă, până îți dai drumul la mână. Trebuie să dai drumul la braț. Mersi Alex, sunt una dintre ele. Hai să-i dăm drumul în continuare la meciuri, bro. Hai cu un pic de susținere pe live. Dacă mai e cineva aici, dacă nu mai e... Spar consola. Păi asta zic. Înseamnă că stai la fel de bine ca mine cu nervii.
Câte meciuri mai avem? 11 cu 5, încă 4 ar mai trebui să jucăm. Destul de mult. Hai să vedem următorul meci. Sperăm că se mișcă bine. Că totuși e 8, cred că intră mai multă lume acum. Are echipă bună asta, mă, echipă pe Anglia. Astăzi mi-am dat seama, în special și la nivel, nu știu ce, să învață profesoarea limba română, cum să chiuliți. Ia uite ce nume are ăsta, la calma. Deci e clar, ăsta dacă îmi dă un gol direct calma îmi face. Se vede. Da, mă, ăsta e jocul, mă, Bogdane. Ce să-i faci, tată? Ăsta e jocul, trebuie să stai tare, psihică. Tot dă și 90. N-ai văzut cum sunt minutele alea de prelungiri, că mereu e gol? A, mă, dar dă și faul, mă, frate. Tienen en sus pantallas la alineación definitiva. El muro alemán llamado Ter Stegen ocupará la Și că dacă de gol să-i amintești numele, nu, nu-i fac calma. Nu-i fac calma dacă văd că un omul nu e toxic și astea nu-i fac. A, tu ai avut penalti și el a ieșit. Da. Și mie mi s-a întâmplat, frate, să-mi iasă la egal. Exact când am scăpat cu ultimul cu portarul și decât să dau gol, a preferat să iasă, știi? Doar ca să-mi iau eu victoria. Știu ce zici. Știu perfect ce zici. Offside. N-a fost offside? Dar nu se pune nimic. Nu se pune nimic. Adică o să joci din nou meciul. Fai de capul. Bă, ce-a făcut m-a dat prin Sissoko ăla? Frumos shoot. Da. Mamă, cum intră Alan ăsta, bă, băiatule. E bun rău Alan Road to the Final. Bun, bun. Chiar e șmecher. Alan ăsta e forță. Adică mi-ar plăcea un Alan ăsta. Chiar șmecher. Dar lasă-mă că o să vină Blanc, mă, ăla de la Swaps. Lasă-mă când vine Blanc, e ce trebuie. Abia aștept să vină Blanc ăla. Uite, mă, cum îmi ia mingea, mă. Pune jocul, frate, din preluare. Poftim. De ce o da acolo când eu am dat lung de linie? Uite, mă, cum se aruncă Alan. Bă, ce băguite și Alan ăsta se aruncă după mine. Paco, crezi că veremos el día que dejen pasar perros a los campos? Me da por pensar en estas tonterías de vez en cuando. Hombre, lo veo difícil, Manolo. Se pondrían eufóricos al ver tanto césped y querrían ponerse a jugar como locos. Hubo un caso famoso allá en el 2011 de un perro que se puso en juego en Sudamérica. Y les costó un... Ia uite-l pe Kanté, mă, ce caută, mă? Faul, băi! Ai, mă, ce hoț! Ce hoț, frate! Hoț, că a fost penalti, bă. Mă gândesc la să fac și eu un mic upgrade. În locul la anglez să-l iau pe Varan, dar nu știu sigur. Să văd. Uite, mă, cum o scubă, ia Alan ăsta, bă, nu poți să dai o pasă de el, mă, frate. E bășit rău de tot. Să nu te cunosc fără kitul Basel, da. Am schimbat după un an și ceva și eu kitul.
Mi-au plăcut astea, frate. Îmi plac, sunt și așa cu galben, jampierele și se văd mișto. Chiar se văd mișto. Nu mă omor după Vișiniu ăsta, dar îmi place combinația asta cu Dunga aia galben și chiar se văd bine compleurile, să zic așa. Igualdad máxima en todo, 0-0, pocas ocasiones y mucho respeto. Nadie se hace dueño del balón. Nengolan. Mertens. Podría buscar un pase. Bernat. Falla el pase y lo recupera el rival. Ah, no, așa. Chuta, sí, señor. El balón cambia de equipo. Da. A trebuit să... I-a dat roșu? Ai, bă, că nu ai cum, bă. Uite, știi, i-a dat roșu. Du-te, bă. Și de multe ori intri pe la spate și nu-i dă roșu și acum ai... Du-te, bă, ce meci. Ce joc de căcat. Du-te în pula mea. I-a dat roșu, coaie, incredibil. Ce meci de căcat. Cum să-i dai roșu din așa ceva? Că a fost foul tactical. Dă timpul imediat. Salut, Vic. Cum să-mi dea roșu, mă, din căcatul ăla de fază? Ce muist. Hai, jucăm cu unul mai puțin. Nu o să mai avem CDM. Hai, se descurcă Cante singur, nu mai trebuie. Mai trebuie. Soco. Clar. Gol în 42, minutele de prelungiri. E clară treaba. Na, ce să-i faci? Da, bro. Dar e greu acum, joci cu un om mai puțin. Și plus că mi-a dat în minutul ăla, bă, și de prelungiri. Și voi, 45 plus, 90 plus, astea șut să dai. Dacă dai șut, e foarte posibil să fie gol. Bă, dai de orice foul, mă, orice intervenție foul la mine, mă. Hai că n-a fost offside. Adică vreo 10 metri. Pasa hacia adelante en la banda. Neymar. Ray. Corta el pase y puede haber contraataque. Nu cred. Bine, mă. Kanté. Kanté la regala. Se vede, mă, lipsa unui om acolo. E gaură. Gaură, frate. E gaură la mijloc, teren. Neymar. Qué bien se anticipó y recuperó la pelota. Semedo. Neymar. Kanté. Intercepta el pase. Uite cum rămâne mingea cu aia la el. De râs. Adevărat. E de râs, coai. Ryan Ryan.
bien colocado y no ha tenido problemas para evitar el gol. Ese centro iba directo al guardameta. Se le complica el asunto al chaval. Buena entrada y manda la pelota afuera. Ce vorbești, mă, nu-mi iese nimic. Estaba moviendo bien el centro, pero se ha confiado y lo han perdido. Ojito que esa acción tiene buena pinta. Gran momento para recuperar. Neymar con la pelota. El pase no le sale como esperaba. Ojito con el contraataque. Pierden el cuero en apenas porque esto prometía. Semedo. Hay que jugar por banda. E greu, bă, fără un om. Se simte lipsa. Neymar con la pelota. Falla por completo en el pase. Atento González, que el equipo se lanza al contraataque. Da foul, frate. Incredibil. Se putea să nu-i dea foul. Equipo rival le corta la sala apropiándose de la bola. Eche single es. Offside tat. Hola. Politano. Kanté. Jeder. Kanté, Mendy, pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. Bine, mo. Gran despeje con autoridad. El pase es interceptado. Bernard. Saca el esférico de ahí sin contemplaciones. Ray. Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear. Neymar con la pelota. Dute, ay. Abia intram, cazzo ești gura ta. Estaba bastante cerca de la puerta. Abia intra și a intrat obosit. Da. Rival como para tratar de alcanzar el área con el saque. Semedo. Kanté. Neymar. Haide, mă. Bara, mă, nu cred. Bă, ce bulan are, bă, cârnatul. Bă, ce bulan are, bă, cârnatul, bă, și are și 1-0, bă, Gameș. Du-te, mă, pușca. Hai. Am zis fără nervi, fără nervi. Ce să-i faci? Asta-i joc. Și cu un om în minus. Și bară. Ce? Gol, mă! Da, mă, ăsta-i. Ăsta-i, mă, băieți. Îi face un pic de găină. O supă de găină la băiatul. Direct. Direct. Vamos. Hai că o lăsăm așa. Păi nu merita, mă. Fă și găina cealaltă la următorul gol. Ăla-i porumbelul, mă. Mi-am dat eu seama, bunicu. Asta-i găina și ăla-i porumbelul, frate.
Ăla de dă din gât așa e porumbelul. O să lăsăm pe Team Press, poate reușim să-i mai băgăm o chiftea în maț. Bă, cu un om mai puțin, eu zic că e ok. Gracias, Antonio. No consiguen encadenar tres pases seguidos. Semedo. Politano. Canté. Jenner. No, ha hecho como debe, fake shot. Ah, mă, că se poate. Combina muy bien, pero no están satisfechos con el empate y van a intentarlo todo hasta el final. Hai, mă, că se poate. Mamă, cum țipă suporteri, ești nebun. E gol ăsta, mă. Mergem în prelungire, aia e. Ce să-i faci? La calmă. Să ne concentrăm la a doua repriză. În prima repriză, pardon. Prelungiri. Poate în timp presul. Ca să-mi ducă jucătorii în altă. O să-l băgăm pe Icon Lucas în a doua repriză de prelungiri. Să intre proaspăt în locul lui Ben Yedder. Asta o să fac. Bravo, 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 Kanté. Foarte bun. Haide, mă! Nu mai intră șuturile astea din unghi. Qué difícil era sacar ese balón, pero el portero ha estado felino, felino. Olana a avut omul, bă. Era greu, nu mai am stamina la jucători, se mișcă greu. Haide-mă un pic. Jovinco, el pase no le sale como esperaba. Offside. Cum stă Kanté, zici că e pitbull, da? Așteaptă să muște. Nu vezi cum stă pregătit acolo. Haide, mă. Vamos a tener dos minutitos más, tiempo suficiente para ver algún golito. Muchas gracias, Antonio. Mbappé. N'Golo Kanté. Hai, Kanté-ule. Am vrut să trag cu Kanté, că aveam spațiu. Dacă îmi dădea și gol, era omul meciului. Hai să facem schimbarea aia. A? De fapt, hai că-l băgăm aici pe Ben Yedder, care e un pic mai multă stamina decât. Îl băgăm în locul Mbappé aici. Și dăm direct timp pres, băieți. Timp pres. Sau nu, o să-i fac direct. Îi fac direct constant pressure, frate, că nu vreau să ajung la penalti. Creier pe tactică. Păi n-are rost ce să, ori la bal, ori la spital, frate. Oricum, la penaltiuri e de bulan. Măcar să câștigă acum. Haide,
Ce? Hai de capul meu, ce? Ce vorbești, mă? Nu vrea, mă. Nu vrea, mă, dacă nu vrea, nu vrea. Și cu un om în minus, în puii mei joc. Și cu un om cu un cartonaj roșu. Ce bine a stat ăla. Jovinko. Alan. Ray. Le-a concedido espacio. Notando la presión ahora. Pierde en el cuero. Ahí recibe el apoyo. Ce face, mă, era în offside? Nu era. Haide, mă! Bă, ce bulan are! Si lo ven tan claro como yo, se van a la zona la contra. Qué bien la defensa ha vuelto. Che bulan are, coaie. Alan. El saque de suyo. Bine, mă. Tot penalti, mă. Penaltirile ne mănâncă, frate. Hai de capul meu, ce mi le dă. Du-te, bă, de aici, nu-i nimeresc colțul niciodată. N-ai, mă, ce să mai... N-ai ce să joci, frate. N-ai ce să joci, stau pe mijloc. N-ai, exact ce am zis, să forțez să nu mă bată la penalti, n-ai. Asta-i. Și cu un om pe minus. Aia e, frate. 11 cu 6. Da, fac o pulă, Golden. O pulă cu limințe roz. E bulan, mă, n-ai pula mea, nu mai mă interesează. 11 cu 6, ce mai contează? Îmi joc meciurile și cu asta basta. Tot ce depinde de mine, eu fac, dar atâta timp cât jocul nu te lasă și oricum după și oricum când vezi că căcatul ăsta de joc e mai prost după update, o să vedeți și voi după update cum o să fie jocul. O să vă placă maxim. Saludos, aquí arranca la retransmisión de este partido. Estén atentos. Aquí la AMA transmitiendo la pasión del fútbol y González. Derrochando gracia y desparpajo. Todo el mundo ya está en su butaca para disfrutar de otro encuentro de la jornada de Foot Champions. Faltan pocos minutos para que esto arranque. Mucha atención a este choque, ¿eh? La jornada Foot Champions. Clar, păi da, scurci la obiect, bro. Nu mai stau să mă agit, frate, pentru ce să mă agit? Că dacă fac gol 2, care e problema? Asta e.
Oricum e o mizerie de joc, n-are rost să mă agit. Am făcut Elite 3 odată, mi-ajunge. Nu trebuie să mai fac. Uite-l cât de leșinat a fost la faza asta. Ieși acasă. Ieși acasă. Ia zi, boss. Uite pe Acilișa. N-am chef. Ce faci la muncă? Poate mâine. Vedem, mâine, poimine. Ești liber mâine, poimine? Da, mai repede mâine, poimine. Păstrează-ți energie. Da. Bine, mi-ai zis, da, ești în condiție fizică. Vine, mă, Marian. Ne auzim, da. Pa. Qué bien están jugando por la línea de cal. Lo están intentando por el costado. Puede buscar el centro. Qué intercepción también medida. Leo, no lo han visto por Rio. Por Rio no lo han visto, mucatis. Încă un gol și e reșpit. Joaquín Fille. Esa intercepción ha estado muy bien. De bun e Zidane ăsta, bă, băiatule. Se simte așa pe cum mângâie, bărbierește mingea, efectiv e magician de-a drept. Incredibil. Incredibil zine din Zidane. Neymar. Neymar se acerca la porteria. Se tire la salva. E numărul 1 pe Ciocan, zine din Zidane. Nu, cred că e peste el, Pogba. N-a fost, mă, offside, ba, da. Ce elegant. Ce mai chiar, mă, baby Zidane ăsta. Mi-ar plăcea mult un baby Zidane. Hai că dacă mă supăr, fac un baby Zidane din ăla și parcă văd că îmi pică direct zine din Zidane. Cred că dacă fac un bezai când ăla îmi pică direct zine din zi. La cât ghinion am avut anul ăsta, eu sunt sigur, fer convins că dacă fac un d-ăsta îmi pică direct Zidane. No? Zidane direct, mă jur. Dacă fac un bezai când Zidane direct, n-are cum. În cel mai rău caz Maradona, cu care oricum o să joc, că Maradona e... Îl urmăream pe bulgari când juca. Pasa por la banda para ganar metro. Mbappé. Intercepta el pase. Haide, mă! Da, mă! Ia fă, mă, un Beizaicon, acum arată-ne cine ești. E o glumea, mă! Tu chiar ai pus votul. Eram sigur că răsucești cuțitul în rană. Eram sigur că asta o să faci. Pentru că ești vagabond. Pune-i pauză că de rage. Uite, i-am pus pauză. Ia să vedem. Zici tu că de rage, eu sunt super convins că nu o să dea. Nu, dă-mă, Bio John, ăștia pe PC, frate. Eu n-am echipă de aia de speriat. Adică, dacă aveam vreo echipă de aia, mai ziceam. Contează și echipa, așa. Dacă tu ai echipă cu Toti și cu de-astea poți să joci la nivel cu mine, că oricum o să dea. Că se sperie de echipă, dar când ai echipă normală, nu-ți dă nimeni reșcut. Contează mult echipa, prima impresie aia, știi? Îi dai repede două goluri, ți-a dat reșcut când vede că ai echipă bună, chiar dacă poate să se întoarcă. Da, știi că asta e prima impresie. Campo. Neymar con la pelota. Ocasión inmejorable para centrar. Esto huele a peligro. Vamos a ver cómo acaba el contraataque. Qué gran visión de juego. Quincy Promes. No cred că a sărit în halul ăsta la el. Uite, mă, ce goluri îți dă, mă, frate. Dați-vă, bă, băiatul. Orice șut gol, da, om.
busca la oportunidad con paciencia, sin precipitarse. Ni con tres porterías juntas. Se duc șuturile astea de la în afara calului bombă. Tanta intenție în colocarla că a pensat demasiado. Sijic. El balón cambia de equipo. Kanté. Zinedine Zidane le devuelve el pase. Gran momento para recuperar. Se lleva el balón el equipo rival. Neymar con la pelota. N-ai mă cum. Nu știu că se bat, știu, la 6 dimineață, frate. Da, mă! Îi facem iar găina, găinușa. Asta-i găinușa noastră. Da, mă, șuturile din careu se duc mult mai bine, dar șuturile din afară se duc slab, rău de tot. Nu știu, mie mi se pare că au stricat jocul. Era mult mai echilibrat înainte. Mai dădeai și tu un gol din afară careului. Acum trebuie să intri doar în careu și să dai gol. Atât. Îi calcă pe urme lui Lucas. Mă, pe i-a luat locul, Gabriel. I-a luat locul, bro, în echipă. Deci, despre asta este vorba. Lucas Moura este noul... Este... Ăsta, Ben Yedder, este noul Lucas Moura. Probabil dacă va apărea Player of the Month Lucas Moura, o să țin toate resursele pentru el și o să-l fac. Ce zici, merită Smalling? Da, foarte ieftin, 83, merită, frate, merită să-i dai o încercare dacă ai nevoie de fundaș. Și chiar ești mecher. Dacă ai Rio Ferdinand, îi dai, uite-mă, penalti și nu dă nimic. Dacă ai Rio Ferdinand, îi dai link verde. Rio Ferdinand și în poartă, nu știu pe cine să bagi, pe Buffon, nu știu. În poartă îți trebuie ceva de Italia. Sau Anglia, sau un portar englez. Nu am cum să-l combin, asta e nașpa. Arată bine, mă, deci e un fel de piche, părerea mea. Hai cu Bezaic când că-ți dă Eusebiu, da? La ce bulan am avut eu? Eu am zis la mișto că la ce bulan am avut eu. Cred că îmi dă direct Pires sau Gix. S-ar putea să-mi dea Gix la ce bulan am avut eu anul ăsta. Parcă și văd acolo Gix direct. Estamos en el segundo asalto de este partido de la jornada de la FUT Champions. Aș putea să-l bag în Diego Colo, se merită, da. Merită încerca, frate, e o echipă de 83, nu e așa mult. Adică nu pierzi o avere. E foarte ieftin și părerea mea, eu cred că e și bun. Nu știu, s-ar putea să-l fac și eu pentru viitoare SBC-uri, nu de alta. Adică fac un 85 gen, știi? Dar nu cred că, nu știu de fapt. E 30 de cazul Molling. Păi e foarte ieftin. Ce e 30 de ca? 30 de ca îți iau o șaormă. Luăm și noi mingea aia, mă. Cred că îl fac cu ce am în club. Sigur, păi n-aveți cum să n-aveți. 83, 82, 84 trebuie să ai pe acolo. De fapt, dacă bagi majoritatea de 83 și bagi și vreo câțiva de 82, cred că îl faci. Ai prieteni romi? Bă, nu știu etnia lor, cred că am și de. De ce? Da, mă! El e rom, țigănul și motivation. E bun și ară la cam și ca și eu împotriva lui. Chiar e decent, e decent. Ciu,
Dacă nu-l cunoșteam de 15 ani, credeam că e țigan. Bă, cine mă, pe mine? Bă, ești nebun. Este, mă, ne apropiem de gol 3. Ne apropiem vertiginos de gol 3, aveți grijă. Deci avem 12 cu 6. Hai cu gol 3, tată. Salut, Herci. Banana e ursar? Eu cred că e căldărar mai mult banan. Dacă îi pui o... Dacă îi pui o șăpcălie de aia în cap așa, direct căldăla de face căldări din alea, știi? De merge pe... Merge cu căruța, știți? Aia care merg cu căruța și fac... Se opresc aici, colo, pe undeva și fac căldări din alea, știi? Și vine și-ți vinde ție. Ia zi, tat, cumperi o căldare. Îți iei un tuci. Un tuci, o ceva, știi ce zic? Acum, na, depinde, fiecare ce are nevoie. Eva Barosane, cum mergi? Senzațional de prost. Jocul, da, dar astăzi am fost pe chill, nu mai am de gând să mă enervez. Lingurar, nu? Nu, e mă, e cu tuciu. E cu tuciu ăsta mic. Păi de-aia are 105 kg, că merge cu tuciu după el. Bagă numai mămăligă și... Mămăligă și sarmale. Bă, îmi place Zidane ăsta acolo. Hai că-l mai las un meci pe Zinedine. Zinedine Zizou. Cred că Zidane ăsta, baby, poți să-l joci CDM dacă îi bagi un shadow pe el. Îl joci lejer, lejer îl joci CDM. Și te ajută și dacă scapă în atac cu el. Foarte șmecher Zidane. La ce oră e meciul și unde îl pot viziona? E pe la 6 dimineața și trebuie să-l cauți pe net. Nu e difuzat, îți dai seama că e pay-per-view. Ia, vezi? Spanish. Mișto. Are 87 Varan. Greu cu apărarea asta. Varan cu... Varan cu Ramos, dar are... N-are chemistry pe Varan și n-a pus... A pus Guardian pe Sergio Ramos. Ce a făcut ăsta, mă? Fără probleme joacă CDM. Da, dacă îi bagi un shadow pe el, e direct CDM pur. Îi lipsește un Messi. Și mie. Și mie îmi lipsește un Messi. Ce-i drept. Ce pase bune dă ăsta, bă, frate. Îmi place mult. Mendy ăsta are pas bun. Se esfuerzan en todo momento para dar su mejor imagen y es que la jornada de FUT Champions es un escaparate perfecto. Da, Costin, păi țăracul de tine n-ai Messi. Se apoya en sus compañeros. Ha, mă, ce bine a scos. Un CR7 ar trebui. Ce ziceți, mă, să-mi iau... Ce zice, să-mi iau un CR7 să-l vând pe Ben Yedder și să încerc să văd cum îl leg un CR7. O să vină și Blanc ăla de la Swaps pe viitor. Să încerc să leg un CR7 gol sau să încerc să iau un Messi? Ce ziceți? În care credeți că? Și bine, asta ar însemna să continuăm cu Dembele. Na. Eu de asta ziceam să... schimb pe Dembele, na. Dar nu-i panică, că îl iau pe... Mă duc pe CR7 dacă e ceva. Dar nu prea merge să-l leg cu ce am eu, cu Neymar, cu Mbappé, nu prea merge. Mamă, uite-mă cum intră șuturile după update. Ce urât, uite și ce gol dai. Dacă e Messi, joacă-l central pe Aircam. Pe Aircam doarme. Păi nu poți să... Nu, păi niciodată nu va intra... central cam, pentru că l-am pe Neymar, care e cel mai bun. Uite și tu cum intră șuturile, frate. Am auzit lucruri bune despre Juan Jesus, road to the final. Păi cred că e bun. Dar juca bine și în 8-7. Parcă să dai 900 sau 1 milion cât e CR7 și să joci în 8. Nu prea... Știi ce zic? Nu prea... Aș putea să-l iau pe Matuidi și să-l joc pe Matuidi în locul lui Sissoko și o să-mi dea 10, nu? Că o să aibă o singură linie, una verde, una roșie. Una, da, așa o să aibă. Aș putea să-l iau pe Ronaldo și să-l joc
Matuidi, nu? Kanté. Mbappé. Qué bien están jugando por la línea de cal. Lo están intentando por el costado. Na, pana mea, în locul lui Sissoko, până o să vină Blanc. Păi Messi central, dacă dai stay for și atâta, așa? Îi dai instrucțiuni mare central. Da, mă, bro, dar tu ai jucat vreodată. Eu atâta vreau să te întreb. Na, tu ești, na, ești jucător, ai zis că ești jucător bun. Ai jucat vreodată cu Neymar pe camp? Deci crede-mă că te îndrăgostești, n-ai cum să nu joci cu el. E prea șmecher, e mult mai șmecher decât Messi. Părerea mea. Adică asta ar însemna să-l dau pe Neymar, care din punctul meu de vedere îmi place cel mai mult din echipă. Și să-l joc în bandă pe Neymar, mi se pare că-l stric, sau dacă-l joc striker, n-am cum, că o să iau Ronaldo dacă e, nu? Deci n-am cum. Sau să-l joc, dar Messi striker merge, mă? Ați jucat vreunul din voi? Ați jucat vreunul cu Messi striker? Sau să joc cu Neymar striker, dar asta însemna să-i schimb chemistry style-ul. Da, ăla headliner e șmecher. Eu l-am striker pe... Sau să joc Neymar striker și Messi cam. Cred că așa, nu? Ca să nu-l irosesc, nu vreau să-l irosesc nici pe Neymar. Mie îmi place mult Neymar. Dar nu știu cum e Neymar pe striker. Da, mă. Da, e bun rău și ăsta. E bun rău și Ben Yedder. Aș putea să fac combinația asta, să strâng pentru Messi și îl joc pe Messi camp central și îl joc pe ăsta, pe Neymar striker. Eu joc cu stay forward, joacă tot meciul, dacă nu sprângi Neymar, joc el camp și orice finesse, e gol, le încerc și pe verde oricum. Am jucat și eu cu Neymar striker, nu prea mi-a plăcut. Băi, eu sunt mulțumit de Neymar, adică ați văzut și voi că la mine meci de meci aproape de gol. Da, nu știu, adică nu l-aș sacrifica pe Neymar, sincer. Nu l-aș sacrifica pentru Messi pe Neymar. Cristiano cel mai bun striker. Asta sunt de părere cu tine. Aceeași părere o am și eu. Non-icon. Dar chiar, pe cine ai pe striker, Biogion? Joci cu Ronaldo sau ceva de genul ăsta? Vezi ce fault urât. Messi se joacă pe cam dacă reușește să te învârte de 2-3 și pune poziție. Da, e bun că e mai agil decât atât. E peste Neymar că e mai agil. Ben Yedder de 85 joc și sniper, orice shoot e gol și la ăla. Păi și eu joc cu Hunter și tot așa, aproape orice shoot e gol. E bun Ben Yedder ăsta de 85, cu ăsta văd că își face treaba, e primul weekend league cu el. Dar e foarte, foarte ok. Ben Yedder mi se pare mai forță pe striker decât Neymar. Păi cred că e mai bun pe striker. Messi face tot meciul absolut, în fiecare meci dă un gol minim. Păi asta înseamnă că tu nu ai Neymar. Ba stai că ai zis că îl joci el cam pe Neymar. Da. Ce ai făcut, Bobiță? Golul ăsta pentru toată lumea de pe chat. Pentru toată lumea de pe chat, acest gol pe verde. Golaț. Grande golaț. Am jucat și Neymar cam, nu se compară cu Messi. Pe Messi îl întorc cum vreau și trag de rupe. Pe Messi trebuie să-l pui pe stângul, că pe dreptul e mort în varză. Ia vezi, mă, cum dă Neymar ăsta, tată. Asta zi, Cristiane. Ăsta e jocul. Trage și cu dreptul dacă dai drept. Da, dacă ești din poziție, știu ce zic. Dacă dai cu finesse, o dă la păpușoi. La porumb.
Da, dacă dai dintr-o parte, iar se duce prost. Am jucat cu el destul de mai mereu pică la draft. Îmi place, nu pot să zic că nu-mi place, dar încă nu sunt decis pe cine să iau. Ce ziceți, ar merita un upgrade? De fapt nu, dacă ia Player of the Month Ben Yedder, eu parcă pe Ben Yedder aș vrea să-l fac. Joc striker cu el. Ce iconul ți-e? Ah, stai că eu știu ce iconul ți-e. Ai strâns alea? Le-ai strâns? Cartoanele? Neymar! Bravo, bro! Eu știu ce vine. Bă, dacă fac 14 cu 6, e ok, gol 3. Mai rămân 10 meciuri. Să mai jucăm și mâine. Fa! Fac și eu Eder Player of the Month dacă apare. Păi e, chiar e un must be. Eu zic să iei Messi ca striker. Că striker bun ai. Dacă apare Ben Player of the Month, face ăla cu ce mai ai în club și nu mai trebuie Ronaldo. Da, ești tu dreptate, ce-i drept, știi? Și să-l vând pe Ben Yedder ăsta dacă e și să strâng bani și să țin bani și să-l fac. Da, am înțeles. Dar nu am bani momentan de Messi. Cred că dacă vând toate finesurile, fac, nu știu, undeva la 650.000 de coins și Messi pe PC în momentul ăsta cât e? 1.200.000? Nu știu cum să fac rost de bani să iau pe mine. Aș putea să fac altceva, aș putea să-l vând și pe Ben Yedder mâine, după weekend league, să-l vând pe Ben Yedder și să... Dar tot nu fac bani, tot nu fac. N-am cum să fac bani cu aia. Și să vând Mbappé, nu, nu. N-aș vrea. Mbappé-ul. Mamă, îți dă goluri non-stop ăsta, mă, Ben Yedder. Fiind de Ben joi, plus finesse, plus rewards, în două săptămâni și Messi pro. În două săptămâni poate că îl fac. În două săptămâni poate că îl fac, dar eu vreau weekend league viitor, ceea ce e cam imposibil, nu? Din calculele mele. Ben Yedder îți mai ai 200.000 dacă îl vinzi, că zici că joci cu Ben Yedder gol, dar nu, nu fac. Foarte șmecher Ben Yedder, uite și tu ce bun e Ben Yedder, frate. Uite ce șmecher e Ben Yedder cu aia. Deci uitați-vă și voi, când joci cu ăștia le dai 5 goluri și nu ies din joc. Deci 5-0 și nu iese din joc, frate, uitați-vă și voi ce tryharder pe PC. Deci dacă eram pe consolă, ieșea asta de două ori până. Joacă băieții de toate punctele. S-au prins direct pe Messi. Ce șansă să-l prind, bro? Că eu n-am prins eu nimic la Totti când am avut 50 de pachete. După aia am mai făcut 35 de pachete. Din 85 de pachete n-am prins nimic. Am prins un Ericsson, un Titi de două ori și nu mai știu ce. De asta e ieftin, ești nebun. Ce Messi să prind, bro? Anul ăsta secetă maximă la mine. Trebuie să mă chinui pentru fiecare jucător. Da, am văzut că Butragen, eu n-ai văzut, nu știu dacă erai pe live. Mi-a dat mare torpilă, ești nebun, minutul 87. Din poziții de alea imposibile, știi, care înainte de update nu dădeai gol. Deci din pozițiile alea înainte de update nu dai gol, dar acum după update ai nicio treabă. Dai gol din unele poziții din care... La ce oră este meciul dintre Conor? Pe la 6 și un pic, 6 dimineața. La 6 dimineața, băieți. Încercați să-l găsiți pe net, pe Google. Pentru că altă șansă nu este. Sau puteți să-l vedeți dimineață pe MMA Core. Ar putea să fie în reloare, cum s-ar spune. Bănuiesc că nu sunteți mulți care vreți să vă treziți la 6 dimineața să vedeți meci. Până la că abia mai dau goluri, ratez continuu. Nu e chiar așa, depinde de poziție. Nu știu cu finesul, dar tocmai a fost Totti și s-au deschis milioane de packs fiecare fitness acum.
Bine, oricum poți să le mai păstrezi, nu-i panică. Bine, Sergio. Oh, ce șuturi. Acum, ideea e că dacă nu le dau cu 950, nu le dau mai ieftin, știi? Minim 950, eu le-am luat cu 700. Măcar să fac un pic de profit. Ideea mea era să le dau cu 1000, dar... E nasol până stai să le pui pe market. Dacă ai multe. Dar ce, nici nu m-am uitat, frate, sincer, la ce headliner de ăștia șmecheri au, în afară de Neymar. Ce headliner șmecher? Varan? A apărut și Varan headliner, 88, parcă? Nu? Nici n-am stat să văd lista headlinerilor. Uite ce bar a dat ăsta e. Centímetros pueden marcar la diferencia en este deporte, Manolo. Si hubiera dado en el interior del palo, para adentro. Dembélé. Decide regresar la bola. Qué bien defendió esa acción. Es un muro infranqueable una vez más. Penalti. Semedo. Semedo headliner, da, îți dai seama că e bombă, frate. Ăla cu ăla cred că te duci direct până la toți. Semedo headliner direct până la toți te duci. Am 40 ceva luate până în 500 și le-am dat cu 1300. Cum mă să le dai cu 1300? Pe PC nu se dau cu 1300, frate. Pe PC se dau la 1000, nu 1300. Cel puțin weekend league-ul ăsta... Nici nu vezi că eu le-am pus la 950, ești nebun. Nu e, mă, 900, cu 900 găsești, 900, 950. Așa scumpe sunt pe PS4, frate, cum să... Auzi tu ce profit au băieți. Ești nebun. Și noi pe PC abia le dau, le iau cu 700, abia le dau cu 950. Oamenii le pun la 1300, păi faci mult mai repede bani pe PS4, plus că e marketul mare. Porți. Ce pot să zic? Se nota că s-a poziționat pentru a colocarla, pero se le-a ido totalmente la pinza en el momento de ejecutar. Todo está más que decidido cuando entramos en la recta final del encuentro. La verdad es que hubiera preferido llegar con un resultado más apretado para darle. Eu cumpăr cu 700 lejer. Un vinstul la 1,3. Păi, ci că pe PS4, papi. Cum se dă chip shot, am un obiectiv. Chips, mă, chips. Da, lob. Stai că încerc eu să-i dau acum al ăsta dacă scap. Hai că am scăpat. A ver, Ruiz, mira tu reloj y dime cuánto queda. Últimos dos minutos de partido, Manolo. Si te digo la verdad, no me importaría ver algún golito más. Gracias, Antonio. Neymar con la pelota. Se acabó el tiempo reglamentario. ¿Cuánto más se va a jugar? Un par de minutitos. A uno les parecerá mucho y a otros muy poco. Gracias, Antonio. Tomamos nota y seguimos con la... Chief Kububitz. Sócrates con el balón. Bă, nu știu, deci până la urmă cred că o să mă axez să strâng bani pentru Messi. Cred că e, în momentul ăsta cred că e must be Messi și o să încerc și eu cu left cam Neymar. Cu toate că m-am obișnuit cu Neymar pe cam și îmi place mult. Dar o să încerc. Avem 13 cu 6, dacă facem 14 cu 6 ar fi perfect. Până la sfârșitul zilei. Uite, le-am pus la 950, frate, și nu se vând. Deci degeaba. Deci în weekend league-ul ăsta nu se vând deloc. Fitness-urile, dacă nici la 950 nu se dau. Vă spun, poți să vedeți, dacă nu mă crezi, am vândut 21.400. Acum și 9. Da, mă, așa o fi pe o PS4, nu știu. Abar n-am. Hai să schimbăm și scorul. Mai jucăm un meci. 13 cu 6.
Hai să dăm drumul la următorul și ultimul meci. 99 fitness, gata. Da, mă, boss, postează pe Discord. Vezi că ai linkul în descriere dacă vrei. Cineva cumpără vouă la 1,3. Sunt, mă, dă ea de cumpăr, nu mai așteaptă. Ia, îi le ia pe primele, știi, care le dă acolo search și la transfer și le ia pe primele. Nici nu mai stă la discuție 1300-1400. E posibil să vinzi. O să vinzi, da? Dai seama, stai o grămadă de timp. Mei la bulan asta dacă vin sau nu. Nu vezi că eu le-am pe PC, le-am la 950 și nu mi le cumpără nimeni. Dacă le-aș pune la 1300, cred că le dau la sfârșitul jocului. Bă, ăsta are echipă de bătut. Are echipă de bătut ăsta. E meci de prag oricum, meci pentru gol 3. Nu, acolo m-am vrut la Neymar. Ia, vezi, mă. Palet, direct. Lleva nada más y nada menos que 500 partidos disputados para este club a camino de la leyenda, me parece a mí, ¿eh? Che, muy de fault, Torchi. Se trata ya de un jugador especial, encarna los valores del club a las mil maravillas. Eran seguro que ha echado. Vidal, Frenkie de Jong. Pase con mucho peligro. Tiam que ha echado ahí, supone. A pierdut ex în optic cu Razek la 11 metri. Păi, dar 11 metri nu contează, frate. 11 metri e strict de bulan. Dar ce, s-au jucat calificări ceva? Hai, Ben. Oh. Eligu, site-ul oficial de la Juve. Ce astea, competiții au jucat? Hai, frate, poate nu e... Poate nu o să mai fie cel mai bun la FIFA 20. N-ai de unde să știi. La FIFA 19 a fost clar cel mai bun text. Legenda spune că am pierdut la Squad Battles la penalti la World Class. Și nu-mi spune și cu de-aia bronză. Păi ori ești mafiot, ori nu mai ești. Da. Va hacia atrás, quiere hacerse con el cuero. Arturo Vidal. De Jong. Băi, Costin, tu ce faci, mă? Faci reclamă la Twitch, mă? Mai dă-i, mă, în pula mea cu Twitch-ulor. Fișate-i pe ele de pachet. Îți dă, știu, un pachet și stai și îl ții non-stop pe Twitch. Așa vagață, vă dă un pachet de ăla și dăm să-i pupăm pe ăștia în cur. Dă-i în pula mea cu Twitch-ul cu tot. Da, nu, trebuie să stai 7 ore și îți dă și un pachet dacă te uiți. E o mizerie, mă, ce ai, bătaie de joc în pula. Dă-i în pula mea cu Twitch-ul. Hai că ți-ai găsit la cine faci reclamă, Costi. Haide-mă un pic. Corta el pas y puede haber contraataque.
Fuuu! Ce bombă! Mi-a dat tricourile până acum de 4 ori. Cum mă de 4 ori? A, ți le-a băgat din nou în joc? Mișto! Ia vezi, mă, ce șuturi dă Ben, mă! Ce șuturi dă Ben, mă! Zice că dă Roberto Carlos de 88. Da, mă, ți-l dă. Unul la un milion de oameni. Îți dai seama. Îl prind sigur. Haide, mă, iei mingea. Hai să mai dăm un gol. Trage Ben Yedder ăsta ca din pușcă. Haide, mă. Ăla-i tata. Envía perfectamente el balón a su compañero. Memphis. Buena entrada. El balón no tiene dueño. Mbappé. Mendy. Menudo hueco le han dejado en la banda. Mbappé. Neymar. Tremendo. ¡Ay, de un pic! Prea mult. Ia vezi, mă, că m-a prins pe contrata. Bine. Kanté. Neymar con la pelota. Otro pase para quitarse el sombrero. Menudo día lleva. Kanté. Neymar. Quiere quitar el cuero. Zinedine Zidane. Puede crear peligro con esa acción. Y despeja el peligro. Salut, salut, văd că iar te distrezi și tu, da. Cum stai? Da, nu stau să mai pun bază pe cât fac. Efectiv, mă joc la relax, frate. La relax, bro. După update, oricum e o mizerie din punctul meu de vedere. Au făcut jocul mult mai prost după update. Orice shoot, gol din careu, în afara careului, când dai, o dai la popleaca. A, uitați-vă ce penalti. 14 cu 5 și alte meciurile le-am dat azi. Bun. Hai că o apăr pe asta. Hai cu Vidal cu metre. I-am zis că o apăr. Dă-te în pui, băi, de aici. Pe dai cu Vidal la penalti, las-o. Vidal e ciocănar. Se bate Conor Bogdan, da, diseară la dimineață, la 6 dimineață. Cu Cowboy. E ciocănar ăsta, mă. Dai cu Vidal ciocănar. În loc să dai cu Chong. Asta joacă cu Chong. Nu! Ce mi-a făcut acolo, fundașul, n-a vrut să intre. Haide, mă, mai dăm un gol. Neymar. Se la da Dembélé. Haide, mă. Ce urât. Aia golul ăla era.
Hai cu lovitura aia liberă, șmecher. Hai, Zidane. Oh, unde dă Zidane? Van Dijk ăla de 99 e endgame. Apărarea și a headliner, am înțeles. Da, ci că crezi că astea headliner. Dar... clar e endgame Van Dijk de 99, nu? Logic. Ia vezi, mă. Toca Zizou. Otra vez Zidane. Kanté. Zinedine Zidane. Benjeder. Entrada de Nesta. A ver, Paco, cómo va. Nu-l mai fac pe ăla care știi tu, adică. A, da? Te-ai decis să iei altul? Nu, mă! Ciro Immobile iar ia informa, a dat 3 goluri cu Lazio. Oricum e slab, poate să ia 7 informuri, că oricum slab. Nu se joace nimic cu el. Nu, penalti iar n-a dat. N-a dat penalti, bă, Jegosu și Bară. Corpodene. Ce urât. A 2-0 era gata meciul. Asta e, n-ai cu cine să te cerți. Haide mă un pic. M-am uitat la auzul așa, dorm un striker, un fel de Suarez, nu e așa rapid ca Aubameyang. Vă place Haaland ăla? Bă, sincer, nu mă pasionează Haaland. Oricum, chiar dacă e in for, chiar dacă nu ia, n-ai ce să faci cu el. Silva. Pierden la bola y adiós a ese arranque en ataque. Mbappé. Pierde el balón a manos de su rival. A fost faul. Ai de mă, da, ăsta-i joc. 45 noi, 14 cu 6. Hochland. Salut, Mădălin. Hai, le-am făcut numai găină, la toți le-am făcut găină astăzi. Și rage quit, frumos. 14 cu 6. Încercăm mâine să vedem dacă reușim gold 1. 14 cu 6. Avem cât de cât șanse la gold 1. Odegaard numai la Real. Avem șanse de gold 1. 14 cu 6, dacă ne concentrăm și ne lasă și un pic jocul să jucăm, din 10 meciuri eu zic că luăm 6. Și vreau îmi prinde inform, a dat și el gol. Bă, oricum sunt slabi ăștia în FIFA, frate. Părerea mea că degeaba iau inform, că n-ai unde să-i bagi în echipă. Degeaba, degeaba. Uite, așa dacă e să stai să te uiți. Și eu am once to watch the light. Atâta timp cât nu pot să-l bag în echipă, degeaba. Nu mă coafează cu absolut nimic. Înțelegi? Werner ăsta iar degeaba. Îl am și pe Soares ăsta care iar e slab. O Aoba care iar n-am ce să fac. Depay, am mulți jucători pentru pregătiți să-i bag pentru Player of the Month. Ben Yedder dacă va veni. Am și Alderweider ăsta. Kolarov, ăștia de 85, 84 inform. Și l-am și pe Gabriel Jesus care... aș vrea să-l încerc după ce termin jocurile astea cu meciurile cu Cristiano Ronaldo. Vreau să-l încerc pe ăsta. Ce ziceți? E bun ăsta? A jucat cineva cu el? Bro, ai idee la cât e meciul Conor vs. Siron cu Cowboy-ul la 6:20 dimineața. Mâine dimineață.
Ghimi și eu l-am pe Soares la 95 să-l schimb un alt tata în playa ăla cu Ben Yedder de 86 merge. Ben Yedder, frate, nu playa. Ben Yedder e Ben Yedder, dar poți să-l iei pe ăsta de 85 că e foarte bun. Nu trebuie să bagi banii în ăla de 86 că e dublu la preț pentru plus 2 la shooting, nu cred că merită. Eu am jucat cu Jesus de la Red Peak și mi-a plăcut, nu e rău deloc. Îl găsim noi pe o sursă sau trebuie să plătesc chiar UFC pasul? S-ar putea să-l găsim. S-ar putea să-l găsim pe vreun site ceva. N-are cum să nu fie. Trebuie să-l găsim pe... Dar dacă cauți la 6 dimineața, sigur îl găsești. Dacă cauți acum vreun site, n-ai unde să-l găsești. Îți dai seama. Atunci cu siguranță vor veni la recomandate. Deci ăsta arată bine, mă. Arată bine rău de tot ăsta. Are și agility și balance. Ăsta, sincer, merită jucat chiar în primul 11. Chiar și în locul lui Ben Yedder ar merge jucat. Doar că o să-mi stea în chemistry 8. Da, o să-mi stea în chemistry. Sau dacă îl joc așa. A, nu, nu mai stă. Nu mai stă ăsta. În cazul ăsta. Da, aici dacă aveam. Ce să fi avut aici să-mi dea verde? Nici nu știu. Ceva din. De fapt, nici n-aveam ce. Nu mai stătea. Nu mai stătea ăsta după aia. Deci n-am cum să-l joc în primul 11. Dacă stai să te gândești, ia să facem așa o mică comparație. Ăsta are 87 pace, Ben Yedder 86, 85 shooting, ăsta are 83, 88 dribbling, ăsta are 87. Destul de asemănătoare cartonașele astea două. De Bruyne, a? Da, ar fi stat, dar nu mai stătea Mbappé. Dacă făcea două linii roșii. Nu mai stă Mbappé în cazul ăsta. Nu, trebuie să vină ăsta, zi, Icon. Pe pleia de la obiective, nu stau să-mi bat capul cu obiectivele. Da, foarte asemănătoare Gabriel Jesus cu Ben Yedder, sunt foarte asemănători. 92-91 agility și ăsta are 92-92. 5 week, atât 5 week, într-adevăr. 5 week-ul face diferența, de acord cu tine. Ăsta are doar 3 week-uri, din păcate. Aici e buba. În rest, sunt asemănătoare cartonașele astea două. Da, mă, băieți, cam atât pentru seara asta. Vă mulțumesc că ați rămas până la capăt și nu uitați că faceți și mâine live tot cu Weekend League. Astăzi am făcut și un mic pack opening. Mâine o să continuăm cele 10 meciuri, frate. Ce să zic, vă urez seară bună și vise umede, fraților. Ne vedem mâine. Numai bine.